Atenție, începem ședința. A fost invitat, după cum știți, participați la ședința ordinară astăzi, 28.06.2019, cu următoarea ordine de zi. Da, citim ordinea și după aia punem... Așa. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului la data de 28.06.2019. Inițiator, domnul primar Ciorobă Dăncii. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind propunerea de evaluare performanțelor profesionale ale secretarului Comunii Orgeș de sub Bacău, domnul Alupii Radu, pentru perioada de 1 ianuarie 2018 31 decembrie 2018. Inițiator, domnul Ciorobă, primar domnul Ciorobă Iori. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant de rezervă al adunării generale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău din partea OAT Orgești. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind, modificarea și completarea HCL 40 din 4 a 9 a 2017 privind aprobarea valorilor de investiții pentru proiectul alimentare, apă, canal, canalizare și stații de epurare în satele Sodul, Recea, Galerii, Răcătău Rezești, Răcătău de Jos și Bazina al Comunii Orgești. Mai avem și două suplimente da, la... Da, dacă dați suplimente la vot, punem la vot. Da, da, rugămintea aici este să suplimentăm ordinea de zi, domnule președinte, prin două proiecte de hotărâre. Da. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor din care aparține domeniul privat al Comunei Cocești da. Și proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de achiziții publice pentru anul 2019. Dacă sunteți de acord cu ordinea și cu suplimentarea a două proiecte. Abțineri împotrivă? Eu o să mă abțin pentru cele două proiecte la suplimentare, chiar cât erau de interes mai mare și ar fi putut fi mai bine analizat. Da. Cum o să puneți la vot acest verbal de... Dacă sunt probleme cu privire la procesul verbal la ședința trecută. O singură remarcă, eu n-am solicitat publicarea PUB-ului, ci a PUB-ului. E o eroare de trecut. Da, ați văzut că este acum. Este? Da. Ce este? S-a schimbat PUB-ul. Este public. Dacă îl aveți pe site. Da. Supun la vot... Votul pentru. Împotriva, abține. Dacă îmi permiteți, să ajung la urmă. De schimbarea proiectelor de ordine de zi, având în vedere că pentru proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL-ului 40 din 4.9.2017 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului alimentare cu apă, am invitat alături de noi pentru date tehnice și întrebările care ar putea sta la modificările respective pe un reprezentant al proiectantului și un reprezentant al consultantului. Dacă sunteți de acord, aș vrea să punem pe primul, da, să fie prezent, logic,
Și dar să fie prim, având în vedere că au venit de la București proiectantul, să fim primul proiect pe hotărâre ca să putem îl discuta primul. De acord, de acord. Dacă sunteți de acord? Da. Mă duc să-i invit. Și completarea HCL 40.04.2015 privind aprobarea valorii investiții a proiectului alimentare cu apă, canalizare și stații de apărare în statele Recea, Solodor Recea, Galerie, Răcător de Zești, Zești, Răcător de Jos și Împărata, Pomniu Ogești. Dacă sunteți de acord. Da, expunerea o aveți avut, o aveți trimisă în mapă, aveți primită. Dacă sunt întrebări, vă stăm la dispoziție împreună cu... Da. Comisia juridică. Domnul secretar, sunt domnul Crețu. Da, comisia juridică. Proiect. În principiu suntem de acord cu această majorare de sumă personală. Și rămâne ca cei care nu sunt de acord să-și exprimă cu vedere. Deci avizul este favorabil. Comisia buget final. Am luat în discuții proiectul de hotărâre, avem niște nevaluiri, nu ne-am pronunțat asupra avizului, dar oricum am zis și consultativ. Să rămâne ca fiecare să pună întrebările, profităm de ocazia să avem mai consultantul, proiectantul, după domnul primar. Învățământ. La fel. Domnilor, vă invităm la... Să vă scris la cuvânt. Înainte de a ne scrie la cuvânt, ar dori cel puțin eu. Vreau niște explicații. Să ne prezint niște explicații în legătură cu proiectul, de ce s-a ajuns de la o sumă de, la o sumă de, în ce condiții, care sunt factorii care au dus la o astfel de majorare. După care o să ne scriem la cuvânt și o să punem alte întrebări. Da, domnul primar, da. Practic, schimbările și valorile, schimbările valorice, au fost expuse în... Da, eu am înțeles că s-a mărit salariul în... Apoi am văzut o inflație galopantă care a sărit de la la... Și am mai observat acolo o dublare a prețurilor materialelor de construcții. Aici, iarăși, îmi pun un semn de întrebare, pentru că dacă facem o comparație simplă, un sac de ciment de la 18 lei cel mai bun a putut să ajungă în câțiva ani la 36 de lei. Dar o să explicați dumneavoastră cum s-a întâmplat. Păi, dăm cuvântul lui doamna Anca Munteanu, reprezentantul. Da, nu e vorba doar de ciment. Nu, am dat un exemplu, n-am zis în totalitate. E vorba de ceea ce influențează cel mai mult prețul investiției și anume prețul conductelor, achiziția și procurarea de conducte, care la faza de SF a fost puțin subevaluat față de perioada respectivă. Iar noi, rulând în momentul de față și cerând oferte de la furnizorul și de materiale, am constatat că prețul este mai mare decât cel estimat la faza SF. Au mai apărut în schimb și câteva lucrări în plus la proiect. Câteva cămine la alimentarea cu apă. Am propus să le facem tot drumul spre stația de epurare, pentru că este impracticabil și
odată făcută stația de depurare, trebuie să se ajungă la el, la stație, tot timpul. Și diferența mai e și din prețul echipamentelor, din valoarea, pentru că toate echipamentele și la stația de depurare, de exemplu, toate hârtele le primim în euro. SF-ul a fost făcut în 2016, adică la un curs de euro de, nu știu, 4,45 și acum e undeva la 4,745. La fel și stațiile de pompare, toate ofertele se calculează și se transmit în euro. Iar noi le facem conversia la cursul de euro de la momentul în care... facem... cam astea sunt. Și ce-am mai prins față de SF este refacerea sistemului rutier, la care la SF a fost prins o sumă foarte mică, de aducere la stare inițială a terenului, după ce se fac toate escavările și se introduc conductele. Cam atât sunt diferențele de le-am sesizat între SF și FT, lăsând la o parte factorii externi, cum sunt legislația și inflația de le-am făcut mai devreme. Legislația, vă referiți la ordonanță 114? Da, referim la ordonanță, da. E vorba de salarii. Salarii. Da, salarii. Salarii. Da, la creșterea dublat salariul de construcții, suma de lucru. De la 2000 la 14 de la 2000 la 14 milioane de mare. 7 ori sunt la 14 mare. Deci salariile s-au mărit în medic 25%? Nu, salariile s-au mărit cu 5%. Salariile cu 5%. Mărit la net. Da, da, e vorba de toate. Haideți să-l iau. Prețul materialelor, din câte am calculat, nu sunt contabili. Și au crescut cu undeva cu 10 miliarde. Prețul materialelor. Da. Așa este sau nu? Nu știu, trebuie să-mi explicați ce calcul ați făcut. Am făcut așa niște calcule elementare, diferența asta de la 25, am dat salariile deoparte, inflație și am rămas în 10 miliarde 886 milioane. Adică undeva 10 miliarde materiale. 10 miliarde... Vechi. Calculăm degeaba. Ați văzut salariile? Așa, inflația. Inflația. Și am ajuns la concluzia că prețul materialelor s-au dublat. Da, dar cealaltă care nu este dat prețul materialelor. Domnul președinte, faceți fie la cuvânt sau... Poate să ne răspundă și la final la ceea ce nu suntem. Care îți mai scrie? Deocamdată s-au scris domnul Democ, domnul Bunaru. Da, eu am o întrebare simplă. Are cuvântul s-o domnul Democ? Nu, eu m-am scris primul. Dar n-ai văzut mai primul fost. Vă, calculele aveți foarte bine făcute. Știți și termenul de finalizare la lucrarea? Termenul, când îl aveți? Termenele... 2020. De da. Cum se desfășoară următoarele etape. Câte ordonanță mai trebuie atunci? De câte ori mai rectificăm? De 2 ani de zile discutăm despre apă și canalizare. Pe termenul știu că e 2020. Mai e jumătate de an până la 2020. Aici o să vă răspundă doamna Mirzina Mătașii, reprezentantă să fie aprobat. Da. Oricum, după faza de proiect tehnic, urmează faza de licitație, de lucrări. Da? Valoarea aceasta este valoarea estimată, în urma licitației, care ar fi la un preț clar mai mic, dar nu știm cât va fi. Din momentul în care se atribuie contractul, vor mai... ține vreo 21 de luni estimată toată lucrarea, da? Deci 21 de luni din momentul atribuirii contractului de lucrări. De când se dă ordinul de început? Termenul de execuție. Da. La nivel de contract de finanțare, dacă vreți să explic treaba asta, contractul de finanțare este în momentul ăsta până în iunie anul următor, 2020. El se poate prelungi, da? Cu niște costuri. Este o penalitate pe care o percepea firul, 0,1% din valoarea eligibilă. Cu 2 ani? Cu 1 an. Prima oară o prelungi cu 12 luni. Și da, se prelungește de 0,1% pe an. 0,1% pe an.
Da? Și dacă va fi nevoie, se va prelungi încă o dată. Ideea e așa că și după ce se recepționează lucrarea, clar va mai fi o perioadă până să obțin toate autorizațiile de funcționare. Deci proiectul se consideră încheiat când există toate autorizațiile de funcționare, Apele Române, Mediu, Sanitar, ISU și ce va mai fi. Ideea este, dacă se prelungește așa mult și tot suplimentăm cu sume de... Mai bine făceam un aeroport, doamna, nu făceam acolo, doamna. Suplimentăm acum... Atunci pe felul mai facem autostradă pe felul, tot acolo ajunge. Ideea că, eu vă spun din experiența mea, că la toate proiectele a trebuit să mărim, să majorăm bugetul. Am scos la licitație de câteva ori, am lucrări pe civile, să zic, să dau un exemplu. Le-am scos de nu știu câte ori și până la urmă ne-am lăsat pe guba și am actualizat bugetul și am scos. Câte penalități suportă primăria și câte penalități suportă constructorul în caz de neîndeplinirea termenilor? Sau toate penalitățile sunt la primărie? La nivel de contract de finanțare le suportă primăria, iar la nivel de contract de lucrări le va suporta constructorul în cazul în care nu va realiza lucrarea în cele 21 de luni. Da, deci e clar că trebuie să înțelegem că e clar că și peste termenul de iunie 2020. Ea trebuie explicat, așa cum la valoarea irigibilă. Da, nu la tot... Deci nu la valoarea întregului contract, ci la valoarea primită, stabilită prin contractul de finanțare cu OAFI. Aceasta nu se poate majora. Deci e o sumă fixă. Fiecare mea și banii o să ținim majorul singur. Nu, numai pentru cei primi din acolo. Aveți cuvântul, domnul Dămă. Ca să înțeleagă și cei de acasă și cetățenii cu momentul acesta care se vor la această ședință, nu vorbim de o mărire de 20-30% a valorii inițiale, ci vorbim de o mărire cu aproape 100% a valorii inițiale a proiectului. De la aproximativ 14 milioane de lei, ne ducem la 24. Totul neilegibil. Toată mărirea. Deci cele 12 milioane de lei în plus, noi ne angajăm astăzi, sau asta ni se propune, să le suportăm din bugetul local. Să spunem că am mai discutat și eu cu un alt primar, cu alte persoane, le-am zis că n-au întâlnit asemenea diferențe între SF și PD. Să mai întâmplă, bun, s-au mărit salariile, nu era toată lumea în firma angajată pe salariul minim, că nu există, nu lucra toată lumea construit pe salariul minim. A fost inflație. Bun, a crescut. Știm cu toții că a crescut și la alimente și la dar. Să vorbim de 12 milioane de lei în plus pentru bugetul unei comune, ca și Corgeștiu, vorbim de o sumă astronomică. Noi aveam acele 2.500.000 care reprezentau practic fondul de rulment, însemnau bani adunați, care însemnau practic toate investițiile nefăcute, că dacă nu n-ai banii ăștia, nici ăștia nu iei în buget. De unde să luăm noi 12 milioane? Și asta nu trebuie pe domnul primar și din buget. Cum ne angajăm noi ca astăzi să asigurăm această cofinanțare? Pentru că asta înseamnă, practic, e evident că în 21, mai ales că avem termenul ăsta de 21, deci până în iunie la anul, e clar că nu se poate. De unde luăm noi 21 de luni, 14, încă 12 milioane de lei, aproape 3 milioane de euro? De unde luăm noi banii ăștia? Că nu există. Deci despre așa ceva nu putem să vorbim. Deci noi, practic, astăzi, ca să aprobăm o astfel de proiect, ar trebui să avem o hârtie scrisă de la Ministerul Dezvoltării, că ei ne asigură această parte de... această cheltuială. Nu. Deci nu ține de Ministerul Dezvoltării. Proiectul este făcut prin fonduri, prin PNDR, prin fonduri de dotare rurală, deci suntem în contract cu AFIR. Mă refer banii noștri. Deci bani, pentru că la fel cum a fost pe PNDR și ei și-au asumat oarecum cheltuielile în plus și mai rog niște bani în plus de partea noastră. Aici, din păcate, nu. Dacă ne asumăm noi, la ora actuală, ca să vă răspund, atunci, concret, ar fi posibilitate... Asta vreau să vă răspund. La ora actuală, din punctul meu de vedere, am avea posibilitatea să suportăm din fondul de rulment această creștere. Altceva ce vă pot răspunde? Avem în fondul de rulment banii ăștia? Da. Păi am discutat destul de clar chestia. Dacă mai este bani mai mult, nu are și mai mult. Nu, am zis încă o dată. La ora actuală avem posibilitatea de a suporta din fondul de rulment. Toată suma, integral. Diferența. Și ceea ce am avut inițial noi prin proiectul respectiv. Contribuția noastră.
Atât vreau să mai zic, m-am uitat la primăria Buciu. Buciuni care au și ei un asemenea proiect și eu l-am văzut cu astfel de modele. Deci pentru astfel o astfel de majoritate. Finanțarea lor a rămas în limitele inițiale. Da. Apă canalizare sau asfaltare? Poftim? Ce să facem întâi? Apă canalizare și după asfaltare sau invers? Nu. Ca să răspund, da, sunt două proiecte diferite. Bun. Păi, proiectul de asfaltare este prin PNDL, aparține Consiliului Județean. Proiectul nostru de apă și canal este prin PNDR cu proiectul... Da, dacă faci asfaltul, nu trebuie să strici... Nu. Din discuțiile purtate cu proiectantul, se va face subtransversări. Da. Deci în momentul, dacă se va turna asfaltul, se va face subtransversări cu forari pe sub asfalt. Ca să nu stricăm asfalt. Asta a fost avizul celor de la drumul județean, ca să nu ne dădea drumul la drumul județean. Propunerea noastră, deci proiectantul o găsim ca soluție, fără să strigăm, asta nu însemna să găurim din 50 în 50 de metri asfalt, vă dați seama, că sunt sub transversări. Ori trece de pe o parte, de câte am înțeles, îmi dați voi, doamna, dacă nu aveți ceva dumneavoastră, puteți să răspundeți. Va veni conducta pe o parte a de-a lungul drumului, va veni conducta cu apă, pe cealaltă cu apă reziduală, cu canalizare. Vă dați seama, cel de pe stânga ar trebui să se racordeze la cel de la canalizare, cel de pe stânga, dau un exemplu, se va racorda la apă. Astea vor fi cu conducte, se va face o singură subtraversare în care vor trece ambele conducte. Da, da, adunăm mai multe case și dăm o singură dată. Așa cum mi-a explicat proiectantul, eu asta discut din punct de vedere tehnic, așa cum mi-a explicat. Cel mai clar, la Dumnezeu s-a făcut canalizare după și am asfalt de 30 de ani. Și nu s-a urcat asfaltul, nu asta e problema. Da, are cuvântul de mult. Având în vedere că satul Horgești, datorită legislației, nu a putut fi racordat, am zis, bă, facem asta și ne legăm cu Horgești, dar noi ne blocăm în datorii. Cu ce mai legăm Horgeștiul de canalizare? Și zona cea mai săracă, care nu plătește, e Tamanai. Dacă nu vezi Horgeștiul, n-ai contribuat în închiză. Nu se poate dubla chestia. Dar putem renunța acum când suntem la ultimii pași? Eu nu găsesc justificată mărirea, pe nu poate spune că repară drumul. Drumul e a primăriei, repară primăria, nu vine firma de apă să ne facă drumul. Nu. Eu găsesc nejustificată mărirea și nu pot să fiu de acord cu suplimentarea de preț. Nu să înceapă lucrările, să facă ceva concret și apoi mai vedem. Are cuvântul domnul Creț. Stimați colegi. Eu știu că, citind aici, greu numai să spunem cifrele care apar aici. Dar acest proiect trebuie să gândim că a fost aprobat, suntem aproape în faza de finalizare. Dar nu râdeți cei care... Dar ce înseamnă finalizarea noastră? Aproape, am spus aproape finalizarea. Asta înseamnă că se termină cu toate documentele astea și o să înceapă să lucreze. Domnule primar. Da. Suntem obligați pe această sumă să o dăm în următoarele 2-3 luni? Nu, suntem. Nu? Deci, în cât timp suntem? Suntem nu obligați, suntem... Trebuie să plătim la termenii, în funcție de situația de lucrări. Se lucrează pe el și face o decontare. Asta facem licitația. Deci, anul ăsta se atribuie contractul. Bănuiesc cu niște date concrete, date către
municipiu, pentru o să se suplimenteze și bugetul. Nu putem noi să ne permitem acum să spunem start, să nu mai lucrăm la apă și canal. Deci, în concluzie, eu sunt de acord că s-au mărit salarii, materialele constructicele, țin cont de inflații, când lucrez în domeniu, dar sunt convins că cei care vor începe acest proiect vor lucra pe bază de facturi. Nu vor lucra așa cum gândesc unii, exact. Da, luăm bani și da. Vom face, nu vom face treaba. S-au dus vremea când umflau buzunarele unii și alții. Deci, haideți să gândim realist și să încercăm să începem lucrarea, să fie păcat de cât s-a luptat acest primar și cei care au fost înainte chiar. Trebuie să recunoaștem că proiectul pleca de pe timpul lui Dancă, domnul interimar Dancă. Deci chiar dacă el m-a supărat un pic că v-a lăsat Borgescu deoparte, haideți să mergem mai departe. Părerea mea. Mulțumesc. Domnul primar, v-ați mai interesat alte comunii care au prins și au proiectul ăsta, tot așa au primit sau au constructori diferit și ăla cere mai bine. Nu am ajuns la construcție. Cerem oferte pentru echipamente, cerem oferte pentru materiale, le băgăm într-un program și rezultă o valoare. Nu e interesul nostru să mărim un proiect nejustificat. Și v-am zis, asta este valoarea estimată, valoarea finală a contractului va fi stabilită de ofertantul câștigător la licitație de execuție. Dar poate să vină și la 60%, adică nu putem noi controla lucrul ăsta în momentul ăsta. Deci, există o tendință clară. Ăsta este singurul proiect cu fonduri europene, singurul proiect mai mare, o mână timp de 30 de ani. Restul ce s-a făcut fără proiect, picolo ne-a mai dat altul, au mai venit, cum spun unii, alegeri, au mai venit nu știu ce, hai să... Dă-ne! Este cel mai simplu acum să renunțăm. Pentru că nu ne spălăm pe cap, gata, am renunțat, nu răspundem și așa mai departe. Spre bucuria la vreo 3 persoane din sală, care oricum au dorința să nu se facă, ca să arăte că nu se face nimic în comună. Eu aș veni cu ideea asta. Să aprobăm proiectul, să-i dea drumul la lucrare, să nu renunțăm. Domnul Dancă, te-ai chinuit 2 ani de zile cu el. Până când s-a aprobat, într-un fel. L-a continuat domnul primar actual. Nu a renunțat la el, că putea să renunță, să spună, păi, și să fac un numai spre Sohotor, eu vreau să fac la Horgeș. Și foarte bine, noi l-am felicitat pe primar că a preluat proiectul vechi, școală, pod, apă și canalizare. Acum să-l felicităm că renunță. Problema se pune într-adevăr de unde se găsește. Nu se pune la renunțat, dar nu-i justificată mărirea. Nu mai un pic. Cine a zis să renunță? Problema cu justificarea, din câte am înțeles, la licitații când o să prezinte firmele care vin la licitații, doar și ei au calculi, au știu cât costă materialele, pentru că nu poate trece peste prețul ăsta, vor veni cu prețuri mai mici. Cât vor fi, nu știu, vom vedea. Aceeași problemă o punem în continuare. De unde banii? Într-adevăr, suma de 14 milioane neeligibilă este sunt 14 milioane de lei noi, pentru că noi încurcăm treburile când e vorba de milioane. Unii vorbim în vechi, unii în roni, unii în roni. Sunt 14 milioane de lei. Asta înseamnă bugetul comunei noastre. Pe 2 ani și ceva. Fără să mai plătim salarii absolut nimic. Domne, bugetul comunii. Tot bugetul. Am vorbit, tot bugetul comunii.
Acum, PNDR-ul ăsta este un program inițiat de guvern. Din câte... Da, da, și PNDR-ul și PNDR-ul toate sunt proiecte sau cum? Nu, PNDR-ul sunt fonduri guvernamentale, PNDR-ul sunt fonduri europene. Fonduri europene. Și România are contribuția. Păi e vorba că guvernul știe de treaba asta, de fond, de proiectul ăsta. De OG-114 care a mărit foarte... Păi problema de OG-114. Eu am următoarea idee în capul meu. Și dumneavoastră nu fi de acord cu ea. Dom'le, guvernul ăsta a făcut ordonanța 114. Dacă guvernul nu plecă și va conduce în continuare, vor da bani. Opoziția spune cu ordonanța, domnule, te rog frumos. Domnule, te rog frumos. Opoziția spune, ordonanța 114 este o catastrofă și ei când vor veni, o anulează. Înseamnă că atunci se va reveni la vechiul proiect, o să fie vreo 2 milioane, 3 în plus, la inflația, că restul, marea majorare se face și ca urmare a creșterii salariilor de la 1200 s-au dus la 3000 de lei, salariul minim în construcții. Și în cazul ăsta, dacă ei dau jos, se reface și proiectul, că o scăzut salariile și bani tot vor fi. Deci, asta este ideea. Dumneavoastră care sunteți 2-3 opozanți aici, foarte vocali, probabil știți ce se va întâmpla. Dacă toți trei la un loc nu vă depășim. Poate știți vă ce se va întâmpla. Vă garantez eu că toți trei sau toți cu 14 nu vă depășim. Apă canalizare vedem doar peste 6 ani de zi. Dacă vedeți. 6 ani, da. Este posibil. Este posibil și să vă explic ce. Au trecut 3 mai mult. Nu, nu, nu. Să puteți să vă lăsați. Ne speriem de proiectul ăsta. Comuna Ungureni a început proiectul de apă. Numai de apă, aducțiune apă, în 1996. Țineți minte. Și l-au finalizat în 2012-2013, cam așa ceva. A început prin nu știu ce program, așa când s-a mai făcut. Dar până la urmă l-au finalizat. Dom'le, este foarte simplu să renunțăm cum s-a renunțat și la centru de zi pentru bătrâni. Ba când intrăm la pușcării, ba când dăm jos, am pierdut 15.000 de euro. S-au cheltuit de pomană proiectul ăla. Părerea mea este și eu am să votez pentru ca să continuăm acest proiect. Dacă renunțăm la el, mai durează 2-3 ani de zile să facem din nou proiect. Așa? Și încă vreo câțiva ani mai știu ce s-a întâmplat și tot așa o să rămânem criticați cu toaleta în fundul curții, că noi suntem Moldova și oamenii și sunt amărâți și sunt săraci și așa mai departe. Asta este ideea mea și dumneavoastră. Da, dacă mai dorești. O să vreau întrebare, pentru că deși nu m-a nominalizat, nu mi-a nominalizat numele, mă simt vizat oarecum. Întrebare. Domnul Claudiu, eu n-am nominalizat, dar să observ tendința. Domnule, pesimismul ăsta din partea unui domn care a fost primar 8 ani și viceprimar în Patru, mă dai singură că nu te-am întrebat nimic. Pesimismul ăsta că peste nu știu cât ani. Dom'le, ce suntem așa de pesimism? Domnul secretar, să nu dăm drumul. Nu e banii ăștia. Nu, dar nu-i vorba de tine. Nu, nu, domnul, domnul. Și eu am spus de la tine. Banii pentru așteptare sociale voastre. Lasă-mi mai așteptare sociale, că astea și nimeni nu acum. Dar domnul, dă-i. Hai, hai, hai. Vă rugăm, vreau să fie foarte clar. Nimeni nu este împotriva investiției apă în apă canal în Comuna Borgești. Asta să fie logic și clar pentru toată lumea. Problema care se pune este de unde luăm banii. Corect. Pentru că este corect să se mărească. Pentru că în momentul în care, un, dacă noi avem banii ăștia, și eu zic că nu-i avem deși de asta, încă aștept cheia să văd conul de rugăm cu banii ăștia. Eu chiar aș fi mirat să văd scris. Nu, 14. Nu, nu pot să fie. Păi, domnul Ceva, ați scris în banii ăștia. Vreau să vă scris că sunt banii ăștia. Nimeni nu vă trebuie să votați pentru. Ca să înțelegeți. Practic, acest proiect reflectă foarte clar creșterea artificială a economiei din România. Că tot s-a adus discuție de OUG 114 sau ce nu vreau. S-au mărit salariile artificial, nu numai construcții, și cele din administrație și unde s-au mai mărit. Practic, automat, toate lucrurile s-au dus la creșterea de prețuri. Și iată că ne trezim, ca noi să trebuiască să suportăm, practic, e o rotiță care se mișcă, dar, practic,
Asta poate să bage în faliment toate administrațiile publice din țară. Nu e numai problema Horgeș, e problema tuturor. Și aici se pune mare problema. De unde suportăm noi banii ăștia, domnul primar? Deci eu insist pe lucrul ăsta. Da, există posibilitatea, ori fondul meu, ori pentru că există și altă posibilitate de a face împrumut, domnul, dacă vreți să mergem până la capul. Ne împrumutăm. Deci e clar că noi pe următorii 5 ani de zile, cel puțin, vom rezolva absolut orice fel de investiție în comuna Porcești. Eu de acord cu dumneavoastră, dar avem două posibilități, adică acceptăm la cele două, ori renunțăm la tot, ați înțeles, ori renunțăm așa cum a zis, o luăm de la capăt, așa, cu cine știe ce cheltuiel, nu, ne asumăm pierzata, încă o dată. Domnul secretar, a dat un exemplu foarte, foarte bun. Așa am făcut și cu centru de zi. Am ajuns în proiect, s-au făcut toți și la un moment dat, într-un hotărâri de consiliu local, au zis, nu mai continuăm. Și s-au pierdut totul. Nici asta nu ne dorim. Păi și atunci avem de luat o hotărâre pertinentă, de asta am fost deschis, de asta am și invitat pe cei doi reprezentanți, atât al proiectantului cât și ca consultantul, hai să fim deschis, să ne asumăm toate problemele astea. Ori renunțăm cu costurile pe care, chiar mă puneam întrebarea asta, cu toate că n-a trebuit să vă spun, doamna Matachi, domnule, ce se face dacă nu treci proiectul? Avem luat avans, vom da bănuiesc, dobând, mergem cu banii înapoi, să facem demersul, să predăm banii înapoi pe care i-am luat, vorbim de avans, plus penalități. La cine trebuie să nu trebuie? La faptul că nu aprobăm... Nu aprobăm noi. Am pus și chestia asta, domnul Claudiu. Să-și uitați, doamna Cristina aici, am discutat înainte, în momentul de azi dimineața, am pus pe tapet toate problemele. Noi aprobăm astăzi acest proiect. Începem lucrarea. Avem bine, o să avem banii de la care sunt veniți, cele 11 milioane și ceva. Avem cele 25 ce mai avem noi, dar ajungem în postura în care terminăm banii. Și nu avem de unde să luăm alții. Ce facem? Ne executați elit, ne lăsați cu șanțurile? Nu. Ne așteaptă de bani. Nu, domnule, n-ați înțeles problema, domnule. Constructorul când vine, dă la jumătate face prețul. Noi acolo mărim. Dar nu-i problemă, constructorul vine cu ofertă de face la jumătate de preț. Aici și toate cum. Hai să l-o luăm. Nu uita o păție care s-a pus. Lasă, noi mărim cu constructorul să zică că face la jumătate de preț. Nu poate nimeni de aici, din sala asta, de rachete, când mai ea nu a terminat. Nu se dau toți banii odată, grămadă, și suferim și intrăm în instanță și nu mai știu ce pierdem. Deci e vorba de pe... Dacă am menționat undeva TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile, da, deci sumei de 11 milioane, se va deconta și el, dar după ce se va achita. Da? Afirmă un mecanism de plată de TVA în sensul că plătiți constructorului factura fără TVA, se depune cerere de plată și după aceea AFIR-ul validează cheltuiala eligibilă, virează și TVA-ul. După aceea se face plata către constructor. Da? Și se închide factura. Doar că nu vom putea să mergem pentru că AFIR-ul are maxim 5 cereri de plată, din care noi deja am depus una la 12 luni de la semnarea contractului. E un pic un mecanism mai poate mai complicat și mai greu de explicat, dar vom găsi soluții. Clar, vom face tot ce e posibil să... Mai sunt care vor să cedeze pensia specială pentru proiectul respectiv. Domnul Crețu, dacă mai aveți un moment. Nu, mulțumesc că Nu? Domnul consilier, ce ați rupt primar? Ar vrea să mă ascultați cu puțină atenție dacă sunteți de aici.
cu ani în urmă s-a făcut asfaltul ăsta la Orgești și tot la fel n-aveam banii necesari cu care trebuia să-l termine. Și așa au intrat așa de mulți oameni în panică, chiar și eu am intrat în panică, că ce o să fie și ce o să fie. Domnule, s-a făcut treaba, primarul care a preluat conducerea cu unii, a preluat-o cu datorii cu tot. Domnul Țurcanu s-a dus la finalitate și problema asta cu datoriile de atunci. Hai să nu ne săltăm mai dinainte, să luăm măsuri de precauție cu bulgărul de sare. Că vor veni bani doar. Consiliul Județean, guvernul. București, guvernul, știe problema asta doar. E bun venit. Proiectul ăsta e bine venit până acum. Îmi pare rău că nu a putut fi inclus și Orgeștiul, că trebuie toată cum am mulțumit. Dar sperăm dacă ducem până aici, la Suodor, o mai mână vă 3 km, doamne, poate în decursul derulărilor, lucrărilor, se va găsi o soluție ca să dăm drumul și pentru Orgești. Hai să nu fim, să dăm drumul la proiectul ăsta, că se va găsi bani. Întâi din fondul de rolment, domnul primar, am impresia că știi bine și faci. Apoi, vom încere de la Consiliul de ce să mă mai găsi o sursă. Dacă vreți, pot să vă explic și scuzați-mă, cu problema cu Consiliul. Așa, să nu ne punem contra la proiectul ăsta, că ne-am mai pus la un proiect cu centru de zi și uite, am pierdut problema aia. Aveam nevoie de o clădire, puteam da pe destinație, atunci ne-am blocat așa de problemă. Am atâta. Bine, mulțumesc. Nu mai este nimic. Nu pe acest proiect. Nu e separat. Dar nu se mai poate depune pe PNT. Că nu e deschisă linie de finanțare în momentul ăsta. Asta e. Dar nu există fondul suveran. Deschis acum. O fondul suveran a investit-o prin OG-ul. Fondul guvernamental. Păi, dar, păi, l-ai chiar cu împrumut pe 20 de ani, un fel de împrumut. Da, se ridică, numai după... Domnilor, consilieri, supunem la vot punctul numărul 4 la ordinea de zi, supraaprobarea proiectului. Dacă sunteți de acord. Pentru. Voturi împotrivă? Comandant împotrivă? Abțineri? Abținere domnul Dămoldan? Domnul primar a refuzat să ne prezinte sursa de finanțare. Măcar putea să ne spuneți clar și cinstit, domnule, mă îndatorez, vreau să fac credit. Da, domnule, dar am spus, am zis că avem fond de rulment plus împrumuturi, dacă o să fie. Exact, dar nu tot posibil. Deocamdată de cheltuieli sunt domnul Dumnezeu. Deocamdată, cu ordinea cheltuieli, ceea ce avem lucrări vor fi făcute și plățile. Da, vă rog. Trecem la punctul numărul 1. Un picule, să faceți să mulțumim doamnelor că te-ați ajuns la București. Dacă mai aveți întrebări, puteți... Fiți să mă, de la proiectul... Așteptăm finalitatea lucrării... A, nu e finalul... De exemplu, domnul Claudiu. Finalitatea lucrării la cei de la proiectare s-au finalizat. Iar doamna de la consultanță rămâne până la capăt în proiectul ăsta, n-au ce face, au contract cu noi până la finalizarea lucrării. Da, vă mulțumim. Mulțumim și noi. Mult succes. Mulțumim. Bun, doamnelor. Mulțumim. La revedere. Bolnavit.
e de consiliu medical. Am trecut la proiectul. Da, da. Deci, finecțiunea de motive. Domnul președinte, se caut biserică țară. Deci venim... Vă rog acolo, domnilor. Venim cu propunerea de rectificare a bugetului local la data de 28-6. Așa cum am aprobat bugetul local pentru anul 2019, prin hotărârea Consiliului Local de 11 din 24-2019, partea de venituri, că și cheltuielile, este de 6.629.000. Venim astăzi cu propunerea unei rectificări și am să luăm că sunt mai multe sume. În primul lucru, în data de 26 avem un contul de execuție primit la trezoria Bacău, 76.112. Sume alocate din bugetul AFIR, ceea ce spuneam noi, cu din fondul de rulment, banii primiți de la AFIR pentru prin programul 2014-2020 în sumă de 229.056 de lei și pentru buldoi excavator suma achitată în decembrie de 305.169,55 lei la partea de la partea de cheltuieli, această sumă se rectifică, bine, active, mașini, echipamente și toate astea. Noi venim cu propunerea, deci mai concret, se românește, am primit banii pentru buldoi excavator, deci pentru proiectul de la AFIR cu buldoi excavator și vrem să-i alocăm pentru achiziționarea unui tractor și a unui remont. Deci să mai venim cu propunerea de a lua din fondul de rulment și să luăm, să folosim acești bani în achiziționarea unui tractor și a unui remont. Totodată venim cu propunerea de vânări de credite la articol bugetar în sumă de 12.000 de lei privind obiecte de metal, sunt necesare componențe înființării unor spații de joacă, achiziționării unor materiale pentru înființarea 5 spații de joacă, grădinițe, 4 grădinițe plus centru comunitar. Deci pentru grădinițe și centru comunitar. Totodată am mai primit a treia propunere de rectificare. S-a primit că de la Inspectoratul Școlar Județean, prin Ministerul Educației, suma de 135.000 de lei, 461 totalul, da. Eu vă spun pe școli, 135.000 la Școala Gimnazială Horgești, 70.000 la Grădința Horgești, 135.000 la Școala Răcătău și 121.000 la la Regea. Toate aceste sume primite sunt 461.000 de lei. Cele două condiții pe care sunt este să pentru construirea de toalete interioare la cele patru puncte până la sfârșitul anului calendaristic 2019, în caz de nu se folosește, banii vor reveni înapoi în Ministerul Educației. La ora actuală noi avem trei proiecte pornite care au obținut autorizații de construcție. Este vorba de Grădința Horgești, Școala Horgești și Școala Sohodor, urmând ca urmând ca cele două școli, Școala Ricea și Școala Răcătău, să venim cu, deocamdată, cu proiecte, pentru că nu avem proiecte, deja în mare am contactat un proiectant pentru a face unele măsurători. Dacă la Școala Recea ar fi o soluție acolo. Ar fi o soluție, racordând la clădirea unde sunt deja instalate lucrurile sanitare, la Școala Răcătău este un pic mai dificil. Știți prea bine litigiul școlii noi, să zicem, da. Școala construită. Din discuțiile cu proiectantul, și aici vreau să vă cer și o părere și a dumneavoastră, s-a ajuns la concluzia de a lipi la școala grupul B, C, nu știu, școala dinspre terenul de sport, aia școala aia, mijlocii, aia vechi unii cancelari, a? Așa,
a unei clădiri cu intrarea de pe holul din școală, cu alipirea unei clădiri la școala respectivă. Dacă sunteți de acord, mă refer ca și idei, proiectantul să dăm drumul la OK pentru a da drumul la efectuarea debiturilor și toate cele necesare. Bun. Mai avem încă la a patra propunere, este cea cu alimentarea cu apă, e vorba de diminuarea excedentului cu suma de 4.686.000, este vorba de avansul primit, da, de la AFIR în vedere proiectul de alimentare cu apă și canalizare, Tohodor și Bazga și celelalte sate prinse în proiectul respectiv. Deci, rectificăm bugetul local, partea de venituri cu suma de 766.169.105 lei, așa, adică 305.169 plus 461 cei primiți, iar în partea de cheltuieli majorăm la fel cu 5.400 pentru a fi, astfel, partea de venituri va ajunge la 7.300, iar partea de cheltuieli la 12.080 lei, e vorba de cele 4.686.980 pe care venim din fondul de rulament, pe care îi avem primit de la AFIR, încă la 3. Drept urmare, pun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre cu sumele pe care vi le-am prezentat. Mulțumesc. Comisia juridică. Da, comisia juridică este de acord cu această explicare din buget. Urmăm ca cei care vor modificări la această modificare să-și exprimă punct de vedere în cadrul ședinței. Comisia Buget Finanță. La noi am dat aviz favorabil la toate, în afară de așa, apa, canalizarea. S-a rezolvat. Comisia învățăm. Domnilor, vă rugăm să vă scriți la cuvânt. Cine dorește? Domnul Dămuc. Ai cineva? Da, oamenii deschid. Ok. Am văzut și o sumă de asta trimite pentru exclusiv pentru amenajarea cuplurilor sanitare din școli. E bine venită pentru noi, mai ales că ne apucim să oarecum pregătiți, având în vedere parteneriatul cu Termen de Zonă și că noi oarecum deja începusem procedurile. Sincer, speram că și la Recea și la Repetou suntem într-un stadiu mai avansat cu acțiunile cu proiectul. Noi aveam deja o sumă inițială prevăzută în bugetul local, 150.000 lei. Vreau să vă întreb dacă o lăsăm acolo sau putem să o redirecționăm către o altă investiție, având în vedere că au venit acești bani. Și m-am uitat și peste PSICA, peste achiziția făcută referitor la locurile de joacă. Ideea e bună, că vorbeam și despre aceste locuri de joacă. Nu vreau să fiu din nou cel pesimist, dar cred că ce s-a cumpărat acolo, dacă erau mai mult adecvate pentru locuri private, pentru locuințe proprii. Nu știu dacă sunt adecvate, sunteți siguri că sunt bune pentru spații publice, pentru grădinițe, adică știu că e nevoie de niște avize, niște autorizații la... Atât vreau să vă întreb. Deci am văzut acolo, erau niște discuții cum că nu prea ar fi adecvate pentru locurile publice. Cam atât am avut. Și asta, vreau să ne spuneți cu suma care era aprobată inițial, că dacă ei putem să venim cu un amendament, să o mutăm cu alte investiții ca să nu stea degeaba. Așa cum ați observat, sumele primite de la Ministerul Educației au venit direcționate, ca să zic altfel, dedicații, ca să zicem frumos, Școala Horgești, Grădinița Horgești, Școala Repetău și Școala Recea. Deci Școala Tohodor nu se spune nimic. Noi, la ora actuală, cu sumele primite, zicem noi, și cu ajutorul de la cei de la Terțe Domn, putem rezolva grădinița de la Horgești. Cu
cu suma, zic eu, primită de la, de la pentru școala Horgești, ar mai trebui să avem o mică contribuție din partea bugetului local. Eu, e binevenită mutarea, dar în același timp eu insist cu rămânerea banilor acolo pentru construirea grupului sanitar la școala Sohodor. Ne primim nimic de la, de la Ministerul Educației, vom suporta din bugetul local, așa, din suma prevăzută pentru cele grupurile sanitare, obligatoriu vom suporta din, din bugetul local. Bănuiesc că Sohodorul nu a fost luat în calcul tocmai în care se construiește școala. Bănuim, asta e și aceeași bănuie. În privința asta avem aceeași bănuială. Deci în privința asta aceeași bănuială, dar, încă o dată vreau să vă spun, nu renunțăm la ideea, mai ales că proiectul este făcut, autorizația este, deja suntem în discuții cu constructori, pentru a demara lucrările la, la, la cele două obiective. Că celălalt îl facem împreună cu Tartezom, am găsit soluția de, de, de a cofinanța și atunci rămâne să, să, să alocăm suma, deci suma pe care am alocat-o prin bugetul local, la diferența pentru școala Horgești și la construirea unui grup sanitar la școala Sohodor. Ne încadrăm în termen să finalizăm clasa școală ca să nu pierdem bani. Asta a fost, asta a fost condiția, asta a fost condiția pe care am fost constructor. Deci toată lumea, deci am zis, avem bani alocați, dar condiția este să terminăm, nu neapărat 31 decembrie, că nu mai este nimeni să mai plătească în 31 decembrie, undeva în luna noiembrie a trebuit ca construcțiile să fie gata. În partea cealaltă, din păcate, așa cum ziceți dumneavoastră, am fost prins pe picior greșit, ne pornim dacă la școala de școala care este construită, asta nouă, aia veche, e prins în proiect. Da, domnul. Sunt trei școli acolo, sunt trei corpuri de școală. Da, da, de ce? Dar școala nu are un proiect, dar eu știu că este prin coridor, ca să faci alipirea. Păi dar facem alipirea, unii facem toaletele. Păi toaletele sunt făcute în școala nouă. De acord, dar este în litigiu. Este în tribunalul ăla că se judecă că la de clădirea aia nu ne putem atinge, că am și discutat cu domnul. Atât, dar facem în baia, când aveam voie să intrăm acolo. L-am discutat problemele astea. Deci sus, sus la școala A, la corpul A, aia veche, nu putem. La școala nouă nu putem și nici nu era la școala veche normal. Pentru că majoritatea copiilor sunt în corpul C sau B, hai, nici nu mai știu cum spui, ăla din Fisut. Deci atunci singura, nu puteam aduce trei clase să se ducă la toalete în partea asta, unde este numai o clasă și cancelarea. Și atunci ideea este să o facem acolo, aducând o singură clasă din sus ca să poată să intre la interior. Asta ar fi ideea. Că colidorul se va face, poate se va face. Dar atâta timp, că asta discutam și cu domnul proiectant. Domnule, dar noi avem toalete, bine, nu terminate, făcute instalații, adică de terminat nu terminate acolo. Păi da, facem aici. Nu putem să facem, că suntem în litigiu până să nu se edifică, până avem o hotărâre judecătorească în litigiu respectiv, nu avem cum să investim. Dar nu îmi dă nimeni, nu ne dă nimeni absolut. Dar cu cine? Cu Rafaelă? Nu. Dar cu cine? Cu domnul Turcan, suntem în judecată cu domnul Turcan. Aaa, dar nu discutăm de ce s-o ajuns. Eu vă spun dumneavoastră. Păi ca să știi, dar domnul Bogdan știe de ce s-o ajuns la litigiul ăsta. Pentru că au fost plătiți lucrări, piste lucrări și nu s-au efectuat și acum nu se recunoaște și au imputat curtea de conturi. Și știm povestea și tot întrebăm atâta cu școala. Da, e bă, așa e. Ba, centrala, nu centrala, ba, aia nu iese, aia, ba, nu iese. Dar aditiv, știu, la fost. Eu știu că aia, de acord. Păi degeaba facem... S-a adăugat el 2 miliarde, știi, la suma care era veche. De acord, culoarul va exista. Din punctul, din discuțiile noastre purtate. În locul culoarului este gaură neagră pe sub clădiri unde a dispărut 2 miliarde și centrale. De acolo se face metro. Deci atunci facem o altă discuție. Noi discutăm din lucruri pe care se pot face, nu discutăm că, adică, care sunt la ora actuală. Suntem la respectivul ce putem, nu că e gaură, că au fugit, că au venit. Știm cu toate ce situație este acolo. Eu vă spun atât un singur lucru ca să concluzionăm. Suntem în litigiu și nu putem. Vă dați seama, la un moment dat chiar am spus că domnule, vor fi școala cu
cu două grupuri sanitare. Vă dați seama, la un moment dat, cu două, dacă o să dea Dumnezeu să se definitive, un lucru bun. Clasele mici vor învăța. Vă doar să nu uitați amenajarea în curte acolo, terenul mic. Da, dar am pus la școală, eu am dat la școală, banii deci nu o să pune problema. Deci am vorbit destul de clar, banii sunt alocați la școală, în primul rând, asta am stabilit, alocarea sumei respective pentru amenajarea terenului respectiv. Noi, partea noastră, venim, am spus cu, cum să vă spun eu, construirea grupului sanitar. Dacă mai dorește cineva. Dacă nu mai dorește, supunem la vot proiectul numărul 1. Care sunteți, da. Împotrivă, abținere avem? Anumitate, da? Trecem la proiectul numărul 2 la ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind propunerea de evaluare performanțelor profesionale ale secretarului Comunii Ordier de Subacru, domnul Arupei Radu, pentru perioada 1-a 2018 și 31-a 12-a 2018. Inițiator domnul Maciorau. Da. Dacă sunteți de acord. Da. Eu mă refer la expunerea de motive, nu este mult de spus, conform prevederilor legale, anual, având în vedere că postul secretar este funcționar public de conducere, trebuie făcut o evaluare a activității dumnealui. Într-adevăr, mai bine mai târziu decât niciodată, a trimis la MAPA raportul de evaluare și calificativul pe care l-am apădat domnului secretar Radu Alupi. Dacă aveți ceva, vă seama despediți, ieși. Comisia juridică? Deci comisia juridică este de acord cu expunerea de motive de adus la proiect de domnul primar și bine, mulțumesc, Comisia Buget. Ce aștepteți? Comisia aviz favorabil și vreau să-l apreciez pe domnul secretar. De când a venit, s-a schimbat ceva în primăria asta. Deci nu se mai lucrează cu binețele între secretar și primar. Aia trebuie să faci. Tu mi-ai dea bilețele, nu? Acum omul își face pe treabă. Am primit și un bun bilețel. Auzi? Ați-o potrivit ca zilnic. Dar după tine a mai fost un secretar, mă. Mai interesant, am mai fost un secretar. Acum care continuăm partea de număr. Primit bilețele, îți transmită și două persoane de sex opus. Nu poți să te invită să mă primit bilețele. Dacă rămâneai secretar, era bine. Care mai dorește să scrie acum? Credeți să mă scoate picioarele mâinte? Da, cu 40 de ani, domnul Dămoca. O primim bilețelul să pleci. Așa, ce mai dorești? Da, dau cuvântul domnul Crețu. Cu ghilimele, de rigoare. Vreau să fiu foarte scurt. Consider că le-a spus domnul primar aici ca fiind reali și nu vreau chiar să spun că este excelent, adică mai este loc de mai bine. Pentru început, consider că domnul Alupi s-a achitat din partea sacelui în care este dat clinii de servici. Mulțumesc! Doar o mică problemă. Având în vedere că poftim lungători. Ai iertat ceva? Am văzut cum ar fi. Domnul Dămoc. E un proiect binevenit care, conform legii prezintă obligativitatea de a fi aprobat în fiecare an. Știu că inițial era până la 31 ianuarie, dar ce s-a schimbat până la 3 luni, n-am văzut exact cum vreau.
cred că cel mai interesat să fie supus votului chiar domnul secretar. Cu siguranță, așa cum a zis domnul Bogdan, apreciem schimbarea în bine, față de că noi am prins niște interimate și a fost un pic mai rezultat. Bine că s-a rezolvat. Nu comparați un secretar care este președinte de partid cu un secretar care își face treaba acolo în bine. Nu, dar acum se merge. Domnul Dăvog nu s-a referit, interimat la secretar, nu la... La secretar. Când am lucrat după cu interimat. Ajunge președintele PSD. Mai doreți cineva? Având în vedere aprecierile astea și sunt de acord cu ele, înseamnă că mai există cineva în primărie care muncește pe lângă secretar și personal din aparatul propriu și cum trei din care au luat cuvântul, adică doi din care au luat cuvântul, sau trei, sunt și lideri de partide, probabil, dacă puteți să propuneți partidelor dumneavoastră când vor ajunge la guvernare, să le dea pensii speciale și la secretari. Unitățile adică, vorbesc foarte serios din cauza că sunt funcționari publici de conducere și nu au dreptul să aibă alte afaceri și așa mai departe. Cum le-a dat la domnul primar care au muncit da, foarte mult în primărie. Eu zic că numai la secretar trebuia să facă. Nu. Secretarul fără primar nu putea să facă nimic. Primarul fără secretar putea să facă de toate. Primarul nu au voie să aibă afaceri. Păi nu, dar ce mai s-ar ajunge? Și probabil, dacă vă gândiți în grupurile dumneavoastră, păi noi avem secretari și poate să fiu și dumneavoastră secretari. Da, nu! Consilier. Dă-ne-ți cont de asta, că doar n-a, suntem lideri de partide. Dacă mai dorești cu cineva. Hai de spune-mi. Atunci supunem la vot. Ne băga și două. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Știți că eu joacă fești ochelarii. Am să citesc eu. Ești ochelarii. Da, văd că și cam v-a spus de ce te vei. 3. Proiect de hotărâri privind desemnarea reprezentant de rezervă al adunării generale al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Solidaritate Bacău din partea OAT Horgești. În tot eu am să vă ați văzut și în expunerea de motive, dar să vă explicăm de ce vine acest proiect de hotărâri. Am mai discutat și v-am mai adus la cunoștință că în întâlnirile pe care le-am avut în cadrul AGA ADIS sunt primari sau persoane desemnate de către Consiliul Local care n-au participat și nu s-a întâlnit de multe ori forumul pentru a lua decizii la nivelul AGA ADIS. De urmare, dumneavoastră au venit cu o propunere prin care asta cred că urma că au venit foarte multe persoane primise de primar sau împuternicite de primar, ceea ce nu poate să facă primarul chestia asta, să împuternicească o altă persoană să țină locul, cât Consiliul Local poate desemna o altă persoană în cazul în care primarul nu poate ajunge la ședința respectivă. Drept urmare, venim cu propunerea ca să fie desemnat în calitate de reprezentant de rezervă al Adunării Generale AGA ADIS, cu doamna viceprimar Tirmea Luminița, având în vedere că dumneavoastră are și și-a fost de problemele de salubritate, propunerea noastră este de aplică de dumneavoastră. Mulțumesc! Eu de la bun început nu sunt de acord cu doamna Luminița, pentru că n-a făcut nimic. Avizele comisiilor, domnul, vă rog frumos, nu întreceți de la... Comisia vește fie. De acord cu favorabil, da? Favorabil. Vă mulțumim. Nu sunt de acord, eu propun pe Dămoc să facă partid. Face ceva, va face ceva, așa avizul. Aviz. Fără să spună numele. Așa și... Așa zicea.
cam așa trebuia să suni proiectul ăsta de hotărâri, așa îl văd eu pentru început. Și apoi, întrebare, când ați hotărât cine să fie ca și reprezentant în lipsa dumneavoastră acolo, era bine în consultare sau cum? De ce? Era bine să fie și doamna de față, poate doamna dorește să facă parte din... Doamna poate primezați. Deci face parte... Doamne, cu propunerea de ca și viceprimar, având în vedere, v-am mai spus, cele două... Doamne, ne fiind aici de față, noi putem să fim hotărârea noastră. Ba da, cum să nu? Cum să nu? Dar face ce vrea? Și a doua problemă, a desemnat-o cu salutizarea cu... Păi nu are, nu fie șapă lui. Vreo trei săptămâni s-a ridicat gunoi de la Răcătău, adică... Așa. De la rece, a stat acolo, aruncat, da? Deși e la Hoge, s-a ridicat. Domnul Dudulică, considerați că am luat și eu bun. Atât de vedere că domnul primar s-a urmărat bine, doamne. Doamna viceprimar face servici zilnic aici la primărie. E de așa să ocupă de problema asta, ne trezim că desemnăm o altă persoană și el când are timp să ocupă de problema. De problema asta necesită ocupație permanentă. Zic că e bun venit. Ideea domnului Bușmar ca să fie numit de doamna vici. Da, domnul secretar. Domnule, dar nu se putea ca fi un proiectul de hotărâre să propună o altă persoană domnul primar. Pentru că după lege, domnul, după lege, legea 215 spune viceprimarul este subordonatul primarului și înlocuitorul de drept al acestuia. Deci nu putea să propună pe altcineva. Sigur că da. Dacă ar fi să propună un consilier sau o altă persoană, atunci primarul trebuie să-l cheme, să vadă, e de acord să primească sarcina sau nu. Pentru că este o sarcină în plus, neplătită. Deci, din cauza asta, bănuiesc că e corect să fie. Iar că nu se ridică gunoi sau mai știu eu și nu are treabă cu votatul la, și prezența la Bacău să facă formă pentru a se vota, nu știu ce, în cazul ședinței. Asta e sarcină primăriei și dacă nu o face, primarul e treaba lui. Dacă nu știi cum pui la treabă, face el. Care e problema? Asta e. Și altul are dreptul să ia măsuri. Asta e problema. Dacă mai dorește cineva, domnul Dămoc, da, eu ne-am auzit deja numele ca și propunere de nominalizare a persoanei care să vorbească domnul primar. Nici eu nu sunt de acord cu susținerea doamnei viceprimar în această funcție de înlocuire. Tocmai în ideea ca o a doua persoană care în caz că domnul primar nu merge să o înlocuiască, e tocmai ca să primim de acolo o părere obiectivă. De trei ani de zile, în ceea ce privește adisul și hotărârile de acolo, nu am auzit aceleași informații, din punctul meu de vedere, aceleași dezinformări și aceleași promisiuni de șarte. Chiar zilele trecute am făcut trecere în revista promisiunilor cu termenele la care proceștinii vor avea pubele. Au fost multe termene. S-au transformat licitațiile din 2017 în 2018 și am ajuns la jumatea 2019, 3 ani de mandat, fără ca proceștinii să aibă pubele alea pe care le-am menționat tot mandatul ăsta. Pot desemna pe doamna viceprimar ca să ce? Ca să meargă acolo, să venim să ne salucă aceleași... Mie, nu mi se pare. Deci eu, nu mi se pare că în ceea ce privește problema salubrității, domnul primar și doamna viceprimar s-au poziționat reprezentând interesele progeștienilor, ci mai mult ale celor de la ADIS. Asta este punctul meu de vedere și domnul Crețu, dacă îl respectați, să-i apreciez lucrul ăsta. Hai să mă dăm cu barda așa de... Păi dacă vă liberați în timp ce vorbesc... Deci când ești PSD-ist, mă? Nu mai ești PNL-ist? Păi, PSD-ist. Și tocmai de asta, eu aș fi nominalizat... Dăm discuții în cadrul organizației. Eu aș fi nominalizat ori un alt angajat al primăriei care are drumul la Bacău și care sunt destui care au sarcini de drumul la Bacău, sau dacă nu, o altă persoană din Consiliul Local care este interesată de acest lucru. Inclusiv eu, dacă domnul Lăcu cineva trebuie să sunt persoana deplătită, îmi asum să particip atât cu domnul primar nu face la aceste ședinte și să vă aduc informații de acolo și să încerc să se reveze cu trebuie cum mă conduce. Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva? Dacă nu, trecem la
Există vreun amendament? Așa ar trebui. Părerea dumneavoastră, mi s-a părut că au... Amendamentul îl cere cel ce... Pe asta spun, da. Dacă nu s-o vă ține să spună că vrea amendament, pe părerea mea. Întrebarea mea era pentru că cineva altcineva din sală își dorește acest lucru. Să fie la ședințe la risc. Dacă nu supuneți la vot amendamentul, domnului Bogdan. Dar hai să punem la vot propunerea. Propuneți amendamentul, acest amendament, domnul Bogdan? Da, propun. Cine este pentru? Amendamentul vizează faptul că înlocuitorul primarului da, să fie domnul Dămor, da? Dămor. Se schimbă legea. Puneți la vot amendamentul. Păi nu. În atenție de să amendament. Păi am propus neconstituțională și-o dat ordonanță. Păi ce zice în următor, ca să ia președinta PSD. Da, au spus, domnule. Da, un pic, hai, cine este pentru amendamentul domnului Bogdan? Exact. Deci că sunt de acord. Aveți patru voturi pentru, da? Împotrivă? Nu. Împotrivă avem un vot? Păi da, împotrivă. Să abține? Două. Păi hai, domnule, să fiți atenți. Haideți, vă. Cine este împotriva amendamentului? Abținerea e pentru... Pentru ei înversamnă, asta. Băi, dată-o dreptul, scrie mama, băi, da. Scrie în lege, schimbați viceprimarul, domnule, dacă vă schimbăm, să știi și tu, vom face un proiect, eu nu vreau scântăierea. Băi, mi-ai făcut un proiect, deci tu, ca să știi. Vă rugăm, deci avem șapte ani, da? Păi una. Cât timp se poate face? Așa, nu știu. Să nu mai votez odată din părere. Dar mă, tu punem la votul. Să punem la proiectul de votărâre. În forma inițială. În forma inițială, cu determinarea doamnei viceprimar ca reprezentant. Votul pentru. Domnul nu votează? S-a obținut. S-a obținut, mă încerc scuze. Și zic de ce? Doamna trebuia să fie de față, să se explică motivele. Nu, dar nu ți-a cerut vot. Mi s-a părut că n-ai votat. Împotriva ce avem, împotriva proiectului forma inițială. Un vot, am văzut la domnul Bogdan, da? Și restul? Abțineri, vă rog frumos. Una, două, trei. Mi se părea normal să votăm în cunoștință din cauza doamna dacă vrea să nu vrea. Poate ea are alte prioritate. Știi, doamna, că faci și vreo, nu s-a văzut că primul rând. Avem două voturi pe el, da? Fie că vreau să fac o școală comisie, din toate comisiile pe care mă pun în direct, dacă nu vreau. Mă pot implica, domnule. Dar bănuiesc că domnul primarul m-a avut o discuție. Bănuiesc, nu? Ia să fie doamna de față, auzim punctul de vedere. Suntem pe programul de achiziții publice, pe suplimentarea ordinii de zi. Așa. Avizul comisiilor, dacă există, dar avem, având în vedere că le-am suplimentat, nu am. Logic. Trece. Putem discuta. Da, din punct de vedere, deci, mi-a sunchet dat, au fost o scăpare din partea noastră. S-a propus, în momentul când s-a aprobat bugetul local, s-a aprobat și planul de investiții, ar fi trebuit să fie și programul de achiziții. În momentul când venim și completăm în cursul anului și venim cu propunerea de a aproba și program de achiziții, nu știu dacă ați avut timp să, dacă nu vi-l citim, dar e destul de stufos, e vorba de servicii, e vorba de abonamente, achiziții de timbre, achiziții de materiale. Dacă aveți anumite lucruri, puteți să ne discutăm și să le
să le lămurim. Scrieri la cuvânt pe acest proiect. Domnul Dămoc. Era departe. Domnul Costică Mitică. Am venit specialista pe să dați cuvântul domnul Dămoc. Domnul Dămoc, aveți tot să vine cu întârziere cu acest proiect, că era ok dacă se preciza aici la perioada de desfășurării achiziției să apară iunie-decembrie, că ianuarie aprobăm din nou achiziției din urmă. Cam asta e situația. Da. Am văzut 100 de mii de lei aici la niște cheltuieli. Unde? Privind iluminatul public. La ce direct, ca să nu fugim? Nici nu mai găsesc. Punctul, număr. La punct. Iluminat public, bunuri și servicii, da? Da. Da. E vorba de achiziționarea unor lămpi de iluminat la gama. De 1.200.000? Cam. Unde vedeți mai așa? 100.000 lei. 100.000 de lei? Punctul 21. Da. Da. 100 de mii de lei, dar asta este un plan de achiziție, nu e obligatoriu, deci am pus ca și sume. Punctul 21. Da, știm procedura. Dar mie 21 și nu transport. Altă pagină, domnul. Altă pagină, domnul. De la investiții, la investiții, la achiziții, de dincolo nici nu este 21, termin la 12. Da, în rest, ce să mai... Așteptăm investițiile. Sunt așa că ți-a să trebuie singur, ca luminile astea pe oră înainte, de asta primăvară, de asta iarnă. La 9 fără 10 seara s-a prins, îmi pune pe la 10. Dimineața tot la fel. Vrei că două ore de zi, într-un an de zile... Avem reglații, avem și care merg... Pentru că nu-i bun ceasă, nu cântă cupul când trebuie. Da, posibil. Ceva este o problemă. Ia se pupă. Domnul, mi se pare totuși că unele probleme parcă prea mari. Hai să spunem. Tipărim tichete și vouchere cu 70.000 de lei. Servicii de arhivă, probabil acum da, da, și arhivă, da, 42.000 de lei, da. În sfârșit, dar tichete 70.000 de lei și sunt altele care sunt mult mai ieftine, servicii de închiriere, utilajă 20.000 de lei. Dar și așa de scump tichetele astea de tipărit. Nu neapărat de tipărit? Păi da, așa spunești. Servicii tipărit, tichete sociale, virgulă, voucher. Deci numai tipăritul și valoarea lor? Și valoare, păi da. Păi de cum să dăm patru atâta bani la tipărit? Păi asta m-am întrebat și eu. E vorba de valoare. Păi înseamnă că e formulată... Este de formulare, simă. Adică noi, total, și mai sunt câteva probleme la care m-aș opri. Și-ați zis așa. Consultanță, prea multă consultanță, domnul primar, plătim. Serviciile contract pentru diferite proiecte? Păi da, aveam 16 consultanță, 30.000 de lei. 17 asistență și consultanță, 15.000 de lei. 19 servicii consultanță, diferite proiecte, 140.000 de lei. Servicii consultanță juridică, 25.000. Dacă le adunăm pe toate, văd că e suma cam mare, deși ar trebui chiar așa și la asistență. Dar juridică se referă la... Ba, așa la avocatul care l-am mai aflat o dată, știu treaba asta. Da, consultanță pentru diferite proiecte, 140.000 de lei care o plătim în fiecare an, nu? Nu. Asta e două propuneri. Nu e obligatoriu să-i folosim și să-i cheltuim banii ăștia.
Și tot ce ziceți pentru că propune. Pentru că astea 25.000 de așa am aprobat. Știu că s-a aprobat cu hotărâri. În coloana 3 aveți detaliat ce înseamnă consultanță. Deci după cod, de exemplu la punctul 16, spune ce de consultanță în domeniul evaluării, în domeniul achizițiilor. Sunt puse pe domenii de activitate. De aia tehnică și domeniul lucrurilor publice. Da. Servicii consultanță, asistență informatică. Asta se plătește oricum. Da. Așa. Eu, servicii de consultanță în domeniul evaluării, servicii de consultanță în domeniul achizițiilor, 130.000 oricum le plătim. În fiecare lună. Anual. Să plătești, achiziționez ceva, îmi trebuie ăla, dă un aviz. Bănuiesc, de la consultanță. Da. Dacă este ilegală achiziția, răspunde. Consultantul răspunde. Nu prea am văzut să răspund eu, dar în sfârșit. Și ai servicii generale în consultanță, menești, nu vin nici pe n-am avut nici putate. Așteptăm, vă așteptăm. Vin din curtea astăzi, nu vin de 4 ani. Mai bine, să remarc, era bine dacă aveam și un total, cât îmi sumează toate sumele. Dar probabil că nu depășești suma care este prevăzută. Totalul intră în suma aprobată prin buget. Da, buget. Asta mai ia să evidențiez, că noi am aprobat un buget la bunuri și servicii. Ăia sunt banii. Da, în când eu am zis că acolo a rămas o sumă enormă. Și normal că acum trebuie făcut în așa fel. Dar s-au mai luat de acolo bani. Încât să iasă suma respectivă. S-au mai luat. Când s-au aprobat bugetul, s-au mai luat de acolo. S-au luat și mai luat. Înseamnă, la ce sume avem, putea să mai luăm. Exact. Probabil că mai rămân. Da, supunem la vot proiectul supliment la ordinea de zi. Votul pentru. Împotrivă? Abține? Domnul Bogdan, n-am văzut votul dumneavoastră, dacă ești... Din niciun fel. Pentru. Pentru, da? Înseamnă că avem un anumitate, da? Și nu votează nici profesor, altul nu primește indemnizația de ședință. Da. Așa scrie în lege. Da, înseamnă că nu-i prezent în sală cu... Trebuie la proiectul... Ultimul proiect care se are pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind însușirea bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunii Horgeș, județul Bacău. Domnul primar. Da. Revenim cu propunerea cu suplimentarea cu ordine de zi și cu proiectul privind însușirea în vederea bunului care apate în domeniul privat al Comunii Orgeșul de Tubacă. Dacă ați nu știu dacă ați avut... Da, și vă să vă citesc expunerea și aveți timpul și să vedeți și inventarul propriu-zis. Vă rugăm. Domeniul privat al unității administrative teritoriale este cătuit în bunuri mobile și imobile, aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri, unitățile administrative teritoriale au trecut de proprietate privată. Trecut de proprietate privată al unității administrative teritoriale asupra bunurilor din domeniul privat este supus regimului de drept comun, dacă legea nu dispune altfel. Potrivit articolul 122 din legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificări și completări ulterioare, toate bunurile aparținând unității administrative teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Centralizarea procesului de inventare se însușește, apoi de către Consiliul Local al Comunii Horgeș, județul Bacău. Față cele mai sus, propun aprobarea acestui însușirea inventarului bunurilor. Este vorba de, exact cum am spus, de inventarul domeniului privat. Dacă domeniul public îl avem inventariat, domeniul avem și trebuie inventariat și domeniul public al comunei. Iar anual trebuie însușită de către Consiliul Local. Noi, ca anexă la prezentul proiectului hotărâre, avem obiecte de inventar, cât și miroase fixe, cu valoarea pe care o avem prinsă noi ca și inventar, urmând ca în cursul anului 2019 să facem o evaluare a patrimoniului și actualizarea, o evaluare și o actualizare a valorilor acestui. Pentru că, dacă vă uitați, primul, eu chiar am avut o discuție în privința asta, un closet exterior primărie, 90 de lei. Nu mai poți să 90 de lei, ăla e vorba de closetul ăla din capăt, pe care l-avem încă în momentul respectiv. Deci, sunt niște valori modice,
pe care trebuie actualizate. M-am pus în cursul anului 2019. Vom face, având în vedere că anul următor vom avea și controlul curții de conturi, vom face reevaluarea patrimoniului comunei în Corcești. Trecem la discuție. Da, vă trece. Cine se mai scrie acum? Domnul Pădreanu. Da, ca și consilier care vin și domnul Comisie, ca și învățător, mă uit aici la fond de carte, la Biblioteca Comunală din 1990, n-am mai făcut nimic. Da. Apoi, fond de carte la Școala Horgești, nici măcar nu s-a mai trecut anul când s-a mai achiziționat vreo carte pentru această școală. Fond de carte pentru Școala Răcătău, la fel nu scrie. De aici nici nu mai apare. Ca și fond de carte achiziționată în ultimii 20 de ani. Deci, e clar că nici o conducere nu s-a interesat așa să impulsioneze elevul să mai citească, să mai studieze. Păcat. Aici ar trebui niște, așa, ca și o propunere, găsiți niște bani să alocăm niște fonduri de achiziționare de carte. Păcat. Mă uit chiar nici anul măcar nu mai scrie. Da, fost o prezidenta de consiliul local. Da, conies că au fost foarte interesat la timpul lor. Nici nu am văzut. Da, mulțumesc. Are cuvânt domnul Drăimă. Să l-am văzut pe domnul Drăimă. Deci s-a pus mai mult timp să studiez legislația, ceea ce vedem modul în care s-a pus acest inventar al domnului. Sincer, tind să mă abțin la proiectul de astăzi. Cum se stabilește valoarea asta de inventar? De exemplu, Dastru, cu siguranță, nu mai valorează. Numai de asta am și spus, băi, va face o reevaluare a patrimoniului. Noi am pus ceea ce avem noi pe, ca mijloc... Din documente. Da, din documente. Mă uit aici și zice că ar fi trebuit, cred, sper să nu greșesc, să fie specificat și data înregistrării actului de proprietate. Bănuiesc aici că noi vom referi la apartamente, la stație de autobuz, numărul actului juridic care constituie titlul de proprietate. Nu știu dacă... Acolo unde există. Cum au tot ce înseamnă mijloace fixe, vă dați seama că nu există. La fel unde vorbim de... s-a vorbit de fonduri de carte sau alte mijloace fixe care sunt cumpărate succesiv. Nu se poate stabili un an, pentru că sunt fonduri care au mai multe obiecte și atunci... Noi, în final, aprobăm niște obiecte de inventar pe care ar fi trebuit să fie făcute cândva la timp. Ele nu sunt făcute la timp. Și acum noi ne însușim acest lucru. Aici există domnul Tudescu, n-am cum să nu sunt făcute la timp. Și de ce n-au fost votate anual? Păi tocmai de asta, că n-au fost. Și încercăm acum să... Multe lucruri n-au fost votate. Da. Ne dăm să ieșim pic. Domnul primar, cam în cât timp estimați că domnul Prețu va da încercată primăria ca să devine deputat de autobuz? Cine e primarul ăsta, mă? Cred că prima dată a fost la adresată domnului Crețu. Întrebarea asta n-am crezut că pot să o fac. E un proiect din hotărâre, să-l trecem un moment. Să menționez, vă rog frumos. Domnul Costi. Chiar e chestia, mă. În legătură cu de ce nu s-a făcut până acum, sau de ce nu s-au aprobat, două persoane de aici din sală, trei de fapt, ar trebui să dea răspunsul. Trei persoane ar trebui să dea răspunsul. Una dintre ele sunt eu, celelalte două nu vreau să le nominalizez pentru că... Nu spuneți că e domnul Bogdan. Nu vreau să zic că nu știu ce. Deci... Prima dată s-a făcut inventarul domeniului public. Domeniului public care este reglementat în legea 213/1998. În afara bunurilor care aparțin domeniului public, restul ce este în proprietatea comunii se trec în domeniul privat.
dacă sunt de domeniul privat. Toate bunurile care sunt înscrise aici se află înscris în scriptele contabile ale primăriei, la mijloace fixe sau bunuri de inventar. Obiecte de inventar. Obiecte de inventar, bunuri de inventar. Valorile sunt valorile care, cu care le-am preluat încă din dinainte de 1990. Tot s-au preluat inventarul și nu s-au reactualizat. Ca să fie reactualizat. 2011 sau 2010 a fost evaluat. Și a fost atunci evaluat. Nu sfârșit. Deși sarcinile pe care curte din contul care vine, la sarcină reevaluarea inventarului, pentru că el poate să amortizează în timp. Toate bunurile din domeniul privat se amortizează în timp. Noi mai avem domeniul privat de înscris, nu rămâne numai ăsta. Adică legea 215 spune că sunt insesizabile, imprescriptibile și inalienabile. Deci mai avem de adăugat. Vor fi toate terenurile care vor rămâne după ce se finalizează cu aplicarea legilor fondului funciar. Alea se vor trece tot în domeniul privat al... Nu e obligatoriu, nu. Terenurile nu toate trebuie trecute. De exemplu, o bucățică de pârloagă pe undeva care rămâne, nu e obligatoriu să fie trecut în domeniul public. În domeniul privat, în domeniul public, se trec bunurile care sunt de uz public, care se folosesc de ele tot publicul. Cum îi ulițele și așa mai mult, facem în teoric, dumneavoastră știu foarte bine. Deci din cauza asta, asta nu înseamnă că ăsta este bătut în cuie. Astea rămân. Problema este că toate bunurile care, după etapa asta, urmează încă o etapă, toate bunurile trebuie să numerotate. Pe fiecare trebuie să apară număr de inventar. Număr de inventar. Ca după ce se face și casarea, dar și casarea se face după ce i-a trecut el. Da, corect. Asta. Deci proiectul, ei mi se pare corect și nu vă decizi, dar sunt visurile care trebuie să casate de pe aici. Sunt. Iar cu fondul de carte, la ora actuală, dacă nu avem proces verbal de casare, rămânem ca în inventar. Cu fondul de carte la bibliotecă este adevărat că s-au mai cumpărat ceva la biblioteca Răcătău, știu eu. Nu s-au cumpărat, au fost niște donații din partea asociației și ambasadei. Sau donații. Ei, acum ar trebui, normal, dar se vine de propunere, trebuie cum venit de la școli, cu ce carte trebuie cumpărată pentru elevi special. Cred că, într-adevăr, s-a terminat aia de citit, care sunt toate cartea de citit care este în bibliotecă, mă uite, trebuie achiziționat de noi. Dacă m-a apărat o rădipitivă. Sunt și cărți, domnule, pe gemul comunicilor. Sigur, pe care am zis că nu. Bine, mulțumesc, domnul. Are cuvântul domnul Codrean. Domnul primar, avem acolo la barieră un pod care s-a înfundat tot, acolo la Băuri Giorgu. Da, trebuie să-l sfundăm cumva. Bă, de acord, dar n-are legătură cu inventarul ăsta. N-am arunat de genul. Mai este foarte de așa. N-am arunat divers. Cu scuze de rigoare, discutăm despre inventar. Și pe aia discutăm și cu pod. Aș vrea să pun o întrebare, dacă se poate. Plătării care au fost executate către primăria Vorgești au un inventar, au o situație clară, pentru că sunt foarte multe locuri unde unii și-au permis de a-au îngrădit aceste fântâni. Au trecut în contul. Dar nu e normal, mi se pare normal că acele fântâni să fie ale domeniului public, nu în domeniul privat. Sunt în domeniul public. Nu, întrebarea era cum mă lasă. Sunt în domeniul public. Dacă sunt în domeniul public. Mulțumesc. Da, vreau și eu să vă de... Mai doriți și cineva? Da. Mă știți, mă, o moto ferăstră, nu văd păstorile de iar, nu stau ale prins în alt inventar. Da, avem și scara, le s-au spus, să-ți mai mult. Și la mea la secretar. Și aia cu camera. Nu văd niciun păstorile de iar, nu văd decât o drujbă și erau două. Nu, ce se face? Mai fi cadă, nu știu. Mai fi cadă, nu știu. Mai fi cadă, nu știu. Nu-i generatorul, nu-i remorca, nu, eu nu vă sumar în inventarul ăsta. Este foarte sumar. Și-au făcut kilometrajul și-s casate, remorca. Ia domnule, s-a terminat. Să nu exagerăm, dar este cu totul altul și altă chestie. Deci nu sunt scozitorile de iarbă, nu sunt grojbile, nu-i remorca, nu-i scările, nu-i lipsesc.
Pompă de apă, toate lucrurile. Eu mă gândeam că totul în afară de mijloace fixe, ca mijloace fixe, obiecte inventar primărie. Dacă mai dorește cineva, dacă nu trecem spre aprobarea proiectului implementat la ordinea de zi. Păi, dar nu cer un amendament să se treacă în drujba. Dar nu este măsură să se facă corecții. Dar mână, dar ce este următoare? Da, nu. Trebuie neapărat votat așa că... E important că nu poți face mijloacele fixe ca... Da, dacă îl facem ăsta, nu o facem ca lumea, domnule. Dar tot ne-am văzut, nu poți să facem. Ce mijloacele alea, animații? Așa aș vedea cu față. Cine ca asta să casăm și dar să fie că nu știa cum se vedea. Cine e ce pentru? Haideți să lămurim așa. Cei mijloace fixe care n-au fost trecute. Aici e problema la mijloace fixe pentru că e problema de amortizare. Și trebuie făcută reevaluare. Asta e cel mai important lucru. Avem mijloace fixe care și dacă nu, să fie într-o ședință următoare, să aprobăm acum dacă este sau să le facem, să venim într-o ședință următoare cu el refăcut. Așa să scoți metru motor și răstrău, dacă nu trebuie să scoți, dar că tot, dacă îl scoți de aici așa, tot trebuie să vii cu aprobarea. Betonier ai trecut aici, abia dincolo, pentru că am văzut și eu. Deci... Dar nu arăta, tu pune de vot. Nu trece și vine cu el din nou și gata. Cine este pentru? Nu, noi rămâi să le faceți. Nu-i cunoscut. Domnule, să-ți terminați cu asta. Împotriva. Împotriva. 1, 2, 3, 4, 5. Deci, scos, Gheniel, ce... Da, domnule, am înțeles. Trei, bă, da? Deci avem 10 de fapt. Noi suntem poși aici. Să-ți stăm bine, mă. Te fază. Cunoască-i prima. Bravo lui. Deci, nu-i cunoscut. Nu s-a pierdut. Ce șanturile se le-a făcut reacu? Niște tuburi de astea de la vale, de aici trebuie. Serios, da? Da, 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 cu ele și unde se pun tuburile astea. Da, chiar. Și mai e pulul ăla acolo, la Munchiar, la pulul ăla, e de dat pe el. E ce criteriu se pun, poate? Ne? Mai să nu vrem și noi, dar e să spunem. Mai e voie, nu? Mai e voie, nu? Mai e voie, criteriu. Acum aveți de știți. Dar o ce pot să facă drumul? Dar să vină cu timp local, o să fac domnul, drumul ăla, da. Acum face eu, cum? Eu, așa o gândesc, probabil a fost achiziționat și pentru necesar, exact pe necesar. Da, bun, dar doar dacă... Și de ce nu l-au lăsat acolo unii trebuia fiecare? Deodată. Fiecare la postul. Și trebuiau și băgate la locul lor până la ora, când stăm cu ele trătite. Avem Moldo, avem, plătim alt trailer și le ducă de aici la Răcătău, la Recea, la Galerii, nu este nevoie. Se lucrează ca în noapte. Dar când sunt mai multe la un loc, să văd că sunt. Eu nu am nici n-am știut cu el, dar bănuiesc că le-au adus cu... Traia continuare și nu putea să ducă pe fiecare uliță câte un tot tirul ăla. În fiecare sat putea. În fiecare sat, dar poate că numai pentru satul Bărbești și pentru aia l-au până să vină altul. Putea. Nu se știe locul de destinație. Eu știu eu, dar tu știi? Exact, spune domnul președinte. Dar putea să nu fie pentru noi. Dar putea să nu fie pentru noi. De ce ne-am zis tare, de aia te-am aia? Nu sunt pentru noi, că nu avem apușcat. A, domnule, am observat că cel mai bun drum e drept în poartă la tine acolo, fratele. Domnule, da, și eu. Eu nu-și mi-aș rușine. Eu nu știu cum, dar și-a început să formeze baltă la mine. Cine vă spune? 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 Cine
Așa, continuă. Domnul Codreanu, aveți cuvânt? Da, am înțeles. Dar chiar trebuie să pur și pur și la ochiadă și... Și acolo am încheială, poate l-ați duci jos. La care mâncare? Deci azi noapte tot mălușapa este la doamna în curte. La doamna Druzulina. Ce-o plouat aseară? Pentru că s-a ridicat cu piatră drumul și-o venit pe agudării s-a dus la ea în curte. Aveți cuvântul domnul Călima. Domn primar, în legătură cu începerea campaniei din primăvară, aș vrea și eu să îndrepti drumurile de acces pe terenurile agricole, dacă se poate. Mai ales că anul ăsta... Campania electorală sau? Da, da. Campania de vară, am spus, dar... Primăvară. Primăvară. Da, primăvară. Da, campania de... Cam aproape nu s-a făcut. Mai ales domnul... Nici atunci nu s-a făcut. Da, pentru că drumul ăsta e înmulit și nu se știe, poate nu știe pătrâul ăsta și așa are șansuri. Deci este efectiv un pericol cu o ploaie, mi-e intri cu 80 în mărul ăla, deci te duci în șansul ăla. N-ai voi! Plouă din primă, la aia, de la Părinte, acolo la Bocerte, ce să iasă Dumnezeu? Trei comunale. Și mai vreau încă ceva. Am văzut că se pun lucrări la drumul, în sat, erau drumul lucrări private aia. Eu știu că se venea în Consiliul Local, doamne, anul ăsta facem ulița aia. Pe ce criteriu să fac drumul de acum? Vă repeți la balastări, nu? Da, la balastări, da. E al treilea primar cu utilajele astea. Dar nu contează cât pe la treilea primar. Iar ați dat prin poate ăștia acum, ați început la urmă. Contează că să vin în Consiliul Local când se începe lucrurile, dar care drumul se fac? Asta e prioritatea asta. Acum se face așa. Pe la cumătru, pe la cumătru, nu așa merg. Dar cum să începe balastare aici când în gale nu poți intra din mână? Păi eu ce zic, doamne? Aici sau de la de la Tancău, în jurul nu se poate trece, din mă. Așa, nu sunt cu mătrii pe acolo. Nu știu, dacă nu știi treaba asta, exact. Am văzut autogrede să lucrează. Bun, dar nu s-au venit de postul local să spună, să stabilească o prioritate, facem drumurile alea. După ce criterii să fac drumul? Bun, dar dumneavoastră când ați făcut... Da, eu vrem un consiliu local cu lista, cu drumurile care... Uite-o, mâna la primării, n-am auzit. Uite-o, mâna la primării, eu n-am auzit. Eu zic că să gătiți cu metri. O să gătiți cu metri măsurați atâția metri, fac de colo până colo. Dar, doamne, metri după ce ați făcut? Nu, înainte am venit. Înainte am venit să fac. Pentru că nu știu pe ce criterii să fac și care drumul să fac. Vă răspund. Bun. După aia, drumul județean, e dezastru, domnule, în pericol, mărul de drumuri. Ați da. O sesizare s-o făcut la Consiliul Județean? La Valeni, vă referiți în zona. Nu, la Gorgeș. Între Gorgeș și Valeni. Cum? Nu avem? Da, da, da. Cum nu este? Niciodată nu vă spun. Bine, domnul Crețaviț, cum da. Deci, domnul primar, mi-aș dori să știu dacă vă rog, ați mai primit un răspuns la trecerea de pieton care duce... Nu. Nu, adică vreți. Nu suntem acolo. Mi-aș dori să știu dacă vreți sau nu vreți să faceți rivola din fața. Dacă ceream... Am insist de foarte mult și am avut o surpriză, să-i zic, neplăcută. Ier seara mi-a bătut poliția în poartă ca să meargă la WC-ul la mine în spate. Că orice om avea nevoie să fie un afară. Am cerut de, cred că am 2 ani de acum, un WC-ul în zonă. Era ecologic, nu e atât de scurt. E vai de femei de care vin cu lucrurile astea, stau în stație acolo. Și se duc prin salt când mai ajuns. Da. În care stați? Pare rău. Eu întreb, care stați, domnule? Nu e doar cuvânt. Vă rog. Aveți cuvânt. Stați un pic, mai așa. Mi-aș dori că așa de tumult chiar mi-am prezitat aici, în domenie. Nu, pe domeniu public, nu lângă dumneavoastră. Nu am spus cum e domeniu public, m-am spus lângă dumneavoastră. Nu lângă dumneavoastră. Bine, atunci pe domeniu public, ca să vă fac plăcere. Nu neapărat. Mi-aș dori să știm și noi, consilierii, unde da. Și când vor fi puse și bănuiesc că o să fie pus în funcție de nevoie urgentă, nu? Să fim și noi întrebați, că de-aia suntem consilieri okay. Și avem dreptul să știm. Mulțumesc, domnul Crețu, aveți cuvântul domnul Tufescu. Domnul Dudulică. Domnul Tufescu. Da, nu, după și domnul Tufescu. Aia, bine. Domnul primar, ați stabilit comisia care se ocupă de balastare?
de recepții. Nu, de balastare. Comisia de la nivelul de Consiliu ocupă cineva de balastare. Nu ocupă cine am dat reprezentant lucrare. O comisie care să vină... Nu, persoană care se ocupă de problema respectivă. Care să se stabilească unde și câte timp... Da, nu să vă răspund, doamnă, stai așa. Așa, bun. Nu puteți spune și ce priorități, ce au observat, pe unde au observat. Da, vă spun. Mai aveți ceva? Nu, atât. Bine, mulțumesc domnul Vrânceanu. Domnul primar, vreau să știu dacă acolo la tondul ați notat, acolo trebuie un, un tub din ăsta care e aici în față. La stație, cum se spune. La? Pune pe domeniu. Stați un pic, nu, 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 unde? Acolo la tondul, la mare. Da. Acolo trebuie un tub. Unde? Care traversează drumul județean? Nu, 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 nu. La unde? La vale, pe uliță, acolo. A, acolo, jos. Lângă Coloze, acolo. Pe lângă Lilu și între Lilu și... Da. Deci drumul care o iei la vale. Da, domnule, da. Nu știam unde, de asta. Da. Ăsta care-i în stație. Domnul Dămoc, dacă mai e. Domnul Dumat, dacă ne puteți face o informare la zi, ceea ce privește lucrările la drumul județean. Că la Bacos filmează cu dronă lucrările la centură, să... Nu avem dronă la noi. Poate trimiteți un pe dronă. Să vedem și la noi. Cred că se văd frumos de sus pe mezile alea de, de balastru. Aș vrea să, să mai spuneți dacă aveți un plan să interveniți și pe drumurile agricole, pentru că au fost primite sesizări de foarte multe timp în ceea ce este drumurile agricole. Aș vrea să-mi spuneți care este stadiul proiectului referitor aprobat de Consiliul Local privitor la taxele online, să fiți plătit taxele online. Cât s-au plătit până acum, nu? Okay. Cât s-au plătit pe online? Nu, încă nu e implementat. A, nu, nu e activ. Da. Aș vrea totodată să vă aduc în discuție problema instalării unui bancomat la Plătești. Cred că e o problemă de actualitate din ce mai multe lume, care deja cardul nu mai e o locație. Da. Ca toate comunele au o locație unde da. Cred că ar trebui să avem și noi în vedere acest lucru. Mai am să vând dacă s-a vorbit atât de inventariere, să spuneți dacă s-a făcut inventarierea spațiilor verzi ale comunei Plăcuiești. Da. Și acest lucru trebuie aprobat la oameni, dar nu se de consul local. Și o problemă referitor la, la amplasarea secției de vot în satul Plăcuiești. Vă să vă rog ca la viitoarea rezervă să dispuneți măsura ca secția de votare din satul Porcești să nu mai fie amplasată în interiorul Târmăriei, ci în cadrul școlii Porcești, așa că se întâmplă și în celelalte sate ale comunei. Motivele le știm cu toții. Nu știm, 10 zile, ca știi toată lumea. Sub pretextul că nu poți să-l dea pe nimeni afară din primărie, că la primar, viceprimar, și-au birouri de aici, deși nu este timp de lucru, sâmbătă, duminica, când se va regula. Se creează o presiune, surprize de cameră. Am vorbit, mi s-a zis că mi s-a primit pe primul. Da, este bine, face o copie și eu nu am vorbit. Dacă trebuie să vă răspund. Da, da, da. Chiar e da. Mulțumesc pentru tot. Am înțeles. Acum, fără nicio glumă, trebuie pus pe cineva de la primărie să curăță tot salcâmii ăștia de aici, din partea de la Munteanu spre podul ăla care s-a desfundat. Pentru că biecurile care sunt puse la iluminatul public sunt de comand. Și ăla nu se duce că nu vrea, ăla nu se duce că zice, băi, un băiat la primărie cu drujbă, cu ce, motor fereastră ăla care-i trebuie. Da, poate să vină și așa, ăla e bărăzat. Dar e bun, domnul, care se ridică. Au anume, e... Atenția, nu ne dau să nu se întâmplă nimic. Hai, gata, chem și la decât... Și imediat a plăcut ordonanța cu codul administrativ și ei pensii... Ai cred? Nu ești la PSD, nu mai, n-ai a, cred. A, păi dau telefon, că da. N-ai cred, tu trage. Nu e la cuvânt. Vede, vrei să sunt? Da. Să ați după ședinție, nu mai sunat domnul. Nu mai sunat. Să ați după ședinție. Acu o să-i. Da, să ați după ședinție, că e incongres. Are check to azi. Are sex? Are, mai sunt probleme și începem să ne spunem ce avem de spus. Câte domnul înregistrează tot acolo. Așa. Deci azi începem nu e nevoie cu, și telefon. Cu răspunsuri. Piatră, tubul, pod la Măcăială. Cu ocazia asta pot să răspund la toți cei ce care s-au... Lepre, așa, pentru toți cei care au avut întrebări privind balastare și piatră și tubul și tot. Așa cum am discutat în ședința anterioară,
noi am încheiat un contract de balastare cu, la nivelul comunei, cu SC Dinamic, o să-mi vin acum și valoarea ca să știți exact cât și cum. Atunci am zis că o să meargă doamna viceprimar în teren și... Dar voi, domnul Bogdan, să vă răspund. Acum necesar al balastului, totodată a venit cu un referatul ei de necesitatea achiziționării un număr de tuburi care să facă trecerea la drumurile unde sunt cu probleme. La ora actuală s-a început balastarea începând cu comuna, cu satul Horgești. Comuna de balastare este atribuită la doamna viceprimar, dumneai se ocupă cu problema respectivă. A luat decizia de a, nu vă poate răspunde în momentul ăsta, a luat decizia ca balastarea să înceapă din satul Horgești. Problema care se pune, dumneai eu venit cu cele două referate, le am în față, cu locul unde ar trebui puse mașinile de piatră. Adunând, făcând un calcul la ora actuală, ne-ar mai trebui încă pe atât balastul de cât am achiziționat la ora actuală. Este vorba de 100 de mașini de balast, la 15 metri curb, e vorba de 10 mașini de sort, și la vorba de 120 o piatră mai mare. Așa? Și de 120 de ore, acum am rugat-o pe doamna de la Ghidiți să mi-a rugat exact, 120 de ore de vedere. Problema este că adunând cele iese 4, nu știu, dar n-am făcut în total la toată chestia asta, ar mai trebui, ziceți, prin referatul din așa, este un necesar de minim 100 de ore, încă 100 de ore, bani, nu o spui doamna aici, încă 100 de ore de grederi și 50 de mașini de balast, având în vedere, și zice doamna aici, menționez că în această situație nu sunt luate și în calcul drumurile de exploatare agricole. Într-adevăr, sunt sesizări multe din partea celor care, utilizatorilor de terenul, în care ne-au adus la cunoștință că sunt foarte mari probleme datorită scurgerilor de apă din cele două luni de ploi, în care s-au stricat drumurile de exploatare agricole. În discuția avută cu doamna viceprimar, am zis că prioritizare să facem întâi prima parte, adică mă refer la sat. Sunt probleme, nu știu dacă e rezolvată situația de la, după cea mai gravă a fost situația de la Busuioc, de ulița de sus de Busuioc, în care se luase apa tot, rămăsese, am văzut niște pietri mari, macadam erau proșeptivi, deci au luat tot acolo. Apoi mai era la din sus de asfalt până la Hăsaș, iarăși la fel o problemă. Într-adevăr, ca și greder, cred că, dar să văd, acum trebuie găsit frumos și punem noi încă 50 de mașini și încă 100 de ore de greder. Ideea este să terminăm ceea ce avem în contract la ora actuală și apoi să găsim sursa de finanțare, pentru că noi avem, cum bine știți, 196 de lei, de mii de lei alocați pentru drumuri și din care v-am spus 1.125.000 parcă de contract de, exact, ca sumă, mă refer la mare, de balastare și toate cheltuielile noi am lăsat un pic pentru drumuri cu un marj de eroare în care să putem să mai luăm pentru să încheiem un contract de sărbezire sau să avem ceva din... Domnul primar, dacă îmi permit să o întrebare. Se poate din suma asta să facem, să pavăm o parte, cel puțin o parte din șanțurile unde punem piatră? Bun, dar dați un pic. Domnul Crescu, a spus nimic de câți metri de șansă face. Eu n-am auzit. Degeaba punem piatră asta dacă nu facem și un pic de șansă. Expunerea din motivul domnului Temer trebuie să ne punem pe față la toată lumea, să avem o idee, unde, cât se duce, unde se pune, cât este. Eu vă citesc în mare. Dumnezeu, la Horgești, la număr de balast.
Cheltuim domnul cimitir ortodox, 4. Da, da. Dar am fi genic, domnul Leonard, 2. Marin, Marian al Gosav la lutărie, 5. Și reprofilare. Acolo spune la fiecare reprofilare. Robert Maradin, Silver Petrici, 5 mașini reprofilare. E vorba de Robert Viti, 1. Silver Petrici, Budou Anton, 4. Cruce, 2. Și reprofilare. Magazin de Moc la Friptu, 4 mașini. Ferdinand Balint, 2. Ștefan Balint la Cruce, 3. Eduard Andru, 1. Irina Popic la Carmil Boz, 3. Și reprofilare. Carmil Neamțu până la Nicu Pătrășcan, 1. Și reprofilare. Uliță la domnul Bogdan, 1. Uliță la Găină, 1. Așa spune aici. Uliță Bogdan. Drumul comunal Cobzaru Viorel, 4. Uliță Gheorghe Paulică, 4. Median la Marcel Căliman, 4. Iacov Mihai, 1. Vasile Fanea Lucica Negurici, 1. Bârbu, 1. Mahala, 5. Absinte, necesarul, nu, cu tot cu cele 50. Haideți un pic. Eu v-am spus necesarul, vă răstiți, doamna. Arvinte Viorel, 3. Sohodor, 3-5 de mașini. Așa, Albei Vasile, 5, la Tondo, 6, la școală, la cimitirul penticostal, 6, la pompă, la Goraș, 3, Bobov Maria, 1, la Bebe Magazin, la Turcan Ionica, 2, la fel către Turcan Nelu, 2, Turcan Nelu, la, ăsta cum ziceam, Cojoc Ion, 1, Goraș Gelu, Albei Cristi, vorba de primul stat, lângă 5, Goraș Gelu, la Dumbravă, 2, Recea, 26, Anga Alexa 2, Alexa Prisecaru Daniel până la pod 5, de la podul de fier până la pod la Vintilă 7, pod la Marin Sebastian 6, la Valache, uliță pe Valea Lutache 2, pod de la Ciprică la Munteanu Ionel 5, la Puțanu 1, Galer 23. Păi nu, că s-a adunat, v-am spus, mai trebuie 50, eu ce vă spun. Potolache Lăcămioara la pod la Median, Median nu știu unde e, așa, 3. Biserica Catolică la, da, Potolache Lăcămioara, da, La pod la Median înseamnă acolo la... Podul la Miso, da, dar nu e Lăcămioara, nu știu de ce e acolo. Biserica Catolică către Potolache Adrian, deci pe Valea Sautorului, 4. Pod Codreanu Georgel la Bujor Gheorghi, 3. Pod Cimitir, 2. Pod Intrare în Galeri, 6. Căcătorăzești, 20. Biserica Baptistă către Casa Parohială, 1. Intersecție Casa Parohială, 1. De la Doamna Lăiu la Bujor Elvira, 4. La Costăchel, deci aici ulița respectivă, 2. De la Marin la Duhanu, 2. Un pic, hai să ascultăm și pe aceea. Drum Cimitir, 5. Dealul Morii, 2. Drobeș Mihai, 1. Către Tipuță, 2. Baga, 28. Da. De la Păr la Oprea Crăiță, 6. De la Bălan, 1. La Sâliște, la 3. Gherasim, Sorin Galier, 4. Grănatir, Călin Cristi, Valea Batii, 4. Mona Savin, David și toată partea cealaltă cu Dudu, partea cealaltă prin Barciu, 10. Bine, mai sunt și reprofilări. Florescu Mihai, 9. Problema este în felul următor. Adunând cele toate, un piculeț. Adunând toate, deci vine 62 plus 35. Apoi este pod acolo la... Un piculeț, apoi spun și podurile. Atunci, plus 26. Degeaba le făcuți, nu chiar ați enumerat aici, dacă nu faceți șanțuri, după primele ploi, iar este praf. Văd că n-ați prins șanțuri, nu v-ați gândit la potoină, la bulldog, că vă trebuie sute de chile, toni, să faceți cu bulldog, că stă degeaba în spate, aici șanțuri. Degeaba alăgați în spate, dacă nu faceți șanțuri. 126 de mașini, ar fi. Avem 120, 110 mașini. 110 euro. Deci am 8 de mașini, ca să fie la tot necesarul, ca ce v-am spus eu dumneavoastră. La podul. Ar trebui vorbi cu cetățenii, nici să nu primească balastarea până nu faceți șapă. Vedem podurile acum. Domnul Chimic, să facă noi cetățenii, domnul Bunaru. Nu, nu, nu. Păi, noi facem unde avem probleme, unde sunt domeniul public. Păi unde aveți probleme, așa am stat în mârtă. Domnul Chimic, ieri ortodox, 1. Silvian Petrici, 1. 3 puncte.
primărie, două, unde aflați unul... Nu puteai microbus să intre să aduc copii. Exact, m-a ascultat un pic. Mă rog. Da, vreau să vă spun că a fost doamna vice acolo și am vrut să facem șansă și nu ne-a dat voie măcăială în fața lui să nu facem șansă acolo. O stat înaintea cu buldorul. Ce vrei să faci? Mă duc, ce să-i facă? Vă-l omor pe om, ce să-i facă? Păi mă, cu buldorul, pe el. Ne-am solicitat să facă, domnule. Poate? Sunt locuri, ne-am solicitat. De exemplu, către Biserica Ortodoxă la Mazin. Dar au fost, domnul meu. Ce orientare, ce orientare? Pentru ce trebuia să faceți șansa? Dar pe unde vrea să curgă apa? Vine pe toată agudăria, trebuia să faceți șansa de la mijlocul agudăriei, de o să vede că a făcut apa, până în râpa bisericii. Ce căutați să faceți șansa? Vine și, dacă ați văzut, în afară de ăla care îl colectăm, da. Vorba care vine pe lângă doamna Fânaru, da. Și cel care vine de pe drumul județean, da. Care vine și stă baltă în marea de piatră. Dacă îl mai trebuie de domnul Cristi de câteva ori, le strică și pe bunii care mai fost. Așa. Cu buldor. Bun. Păi vă mai spun podurile, văd că nu vă interesează. Spune. Așa. Deci la Orgești, 9, deci drumul cimitirului, 1, Silvestru Petrici, 1, spre Vărărie, 2, Pădea Francesc, 1, Până Ion, 1, Crețu Gheorghe, 1, Arsinte Medel, 2. Sovodor, 4, la Dondon, în spate, exact ce ați solicitat dumneavoastră, la Bobocică, acolo la Florin, așa, Pitase la Boboc, 1, și la Sucan Ionel, 1. Recea două, unul la pescecare doar el și la lutărie la Budnalu, deci, în partea asta la tână, aici la Ursul, acolo, așa, la Galet, unul la butărie, deci, la Răcător Răzești, două, la magazin Bujor Vasile, nu știu unde și cum e, și Coca Macare, unul. Nu știu unde a trebuit acolo la Bujor, da. Bujor la magazin acolo? Așa știi, domnul meu. Pentru ce trebuie puteți acolo? Eu știu din... Ăla de este puteți drumul județean și mai facem unul. Nu știu, nu știu de ce acolo, n-avem. De niciunul, n-am văzut. Am făcut șanță, am pus Barga, am fundat, Barga, șase, la Balan, două, la Cristi Călin, două, de la Dedu, la Dudu, cred că două. Dudu, acolo, am zis eu, da. Două. Dacă două de jos, la fermă, unu. Și pentru toate drumurile agricole, încă șapte, ar fi unde avem noi intrări drumurile agricole. Iar la fel, dacă facem necesarul, ridică la 3 dărgituri, 35 dărgituri. Eu știu eu cât sunt 12, 40, 20, da, 32, 9, 4, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, plus 7, 33. Noi avem toate 16, dar mai trebuie încă o mașină de drumuri. Bun. La ora actuală, v-am spus, 196 de mii de lei avem în buget prins pentru drumuri și poduri. Avem contract făcut cu Dinamic Bibi în valoare de 125 de mii de lei. Exact, v-am spus eu cu ce v-am spus. Pe cele 110 de mașini, 100 de mașini alte, 10 mașini de sort și grederul. Tuburii luate până acum. De 22, 16 tuburi, exact ce v-am spus. În valoare de 22.467 de lei. Asta de zăpezire, ce-am văzut noi, 16.272, adunate toate, să oculească poate. În primar, un lucru pe care nu l-am auzit și vorbim frumos să-mi iau confidat. Câte plată băgați de la stația de autobuz de la Răcătău de jos până la Tăbâri Gândeal? Unde a fost am fost atent, dar am fost pe Sâsâliște, am auzit ceva din Sâsâliște. Nu am și mă numai, la bază, de la păr la oprea preferit, ăla e, de la păr la oprea preferit, una la Bălan, acolo unde am putut șase acolo. Păi șapte deja, Sâsâliște 3, dumneavoastră ei au stabilit din necesarul respectiv, au făcut referat necesarul respectiv. La ora actuală, nu știu cum vreți. Primăria, băi, omule, de când se spune să faceți aici, luați acum un tub în 3 ore, s-a făcut aici în fața primării. Iai un tub de acolo și face aici. Dar tu cum partea aia stai desfundat, am mai vorbit chestia asta. Dar pui un tub, domnule, de aici. Nu-i vorba de aici încolo care se duce. Păi da, dar trebuie un tub care vine la primărie aici, drumul. La ora actuală, ceea ce avem contractare, atenți un pic, ce sunt cheltuiți la refer, sunt 163.777 de lei. Și noi avem 136, deci ar veni vreo 33 deocamdată. Ca să dublăm, vă dați seama, la cheltuielile astea, să fie dublate, 125, încă 105 miliarde de lei. Trebuie ca să facem
Așa cum ai făcut referatul. Referatul ăsta nu trebuie făcut acum, trebuie făcut înainte de buget. Și când facem bugetul, să da. Facem bani. Nu facem buget, după trei luni facem referatul. Dar nu știu nimeni că o să fie identificat pe măsile aici. Și nimeni n-au știut că o să fie identificat de a luat de undeva. Noi o să încercăm, dacă îmi permiteți, noi să ducem la contractul de alt, la ceea ce avem contactat la ora asta. Problema este că încă 16 tuburi ne-am mai costat încă 22.000, deci banii pentru încă 16 tuburi ar mai fi. Deci putem da ok, dar rămânem descoperiți, în fine, pentru ea să vedem noi să mai finim verificare. Problema care mare, mai mare este să identificăm cei 120.000 lei pentru suplimentarea, sau cel puțin 100.000 pentru mașina, pentru balastare. Să găsim soluții în cadrul bugetului, pentru că în altă parte nu avem, decât dacă... Păi băgăm balastul ăsta, dar nu facem șantă. Bun, la ora asta vă scoate. Ceea ce vă spun, am mai citit un bun. Plătim cu un bun, facem șantă. Adică când ați vă răspund la cap. Până ce vedeți? Hai un pic să ne mai vorbim un pic. E o problemă pe care o legat. Vreau să vă aduc la cunoștință că am demarat achiziția unei lame pentru șanța anume, deci cu trapezoidale ca să nu se rupe. Noi am fost undeva, ocupă trapezoidale, nu mă pricep eu. Așa? Noi am fost, am făcut, așa, să surpă malul, nu ne dă nimic, are o chestie, nu știu, nu mă pricep eu. Deci ca să ne apucăm de șanțuri, ne trebuie sculare respectivă. Ăsta merge șanțul, face săpat, dar nu, imediat a fost la odor, dacă ați văzut cei care au trecut la... Codul de acolo, de la Balea, de la Sucrop acolo, la Pătrea Valentoaie, am făcut ieșirea până la până la Pârâu, la 3 zile la prima ploaie, s-o surpa malul. Dar noi n-are talus. Iar e pur și simplu sapul și scoate pământ, face și sapul pământ. Asta vreau să vă spun. Noi sperăm, din ceea ce ne-a spus, deja am făcut achiziția să ne trimită cupa respectivă. Păi da, poate cupa vine la anul. Haideți să luăm un buldo care are așa ceva și poate da, un șansul. Da, domnule, de acord, da. Hai să vedem la luța de finanțare. Păi da, nu. Să vedem acum. Noi punem în tăi seama să mai facem șansul. Sau încheie locul. Da, nu spune nimic. Deci domnul Pădeanu v-a născut și la toți din Proșnie. Lista este făcută puțin ca dacă spune Ioni, spune de Cristin Lac, este cort și șanța stupată. N-am pus eu tubul, dar punem tubul de tot, la spân un poart în față la lac. Dar să înțelegem o dată, vreau să vă spun. Păi, este referatul făcut am de doamna de Cristin Lac, care a fost în teren. Nu m-am citit referatul dumneavoastră. Să vă spun că acolo am făcut eu pot. Toate șanțe, nu mai e trebuie, spune șanțe. Ok. Păi să facem asta. Bun, trebuie să-mi spun dăm pot, doamne. Păi nu mai punem asta, trebuie mai jubilist. Bun, mergem. Cine, cine? Care domnule ar plăta? Cine? Dacă s-a făcut sesizare la DG privind mălirile care au apărut... Da, noi am făcut de fiecare dată, noi am avut sesizarea, am avut la primul raport al nostru, după primele ploi, au venit cei de la Consiliu, de la Comisia, Prefectură, cu ISU, cu toate problemele. Ne-am arătat drumurile, pentru că la casă am avut neplăcuta surpriză să... Domnule, autorizații, deci toată lumea când ne-a venit, ne-a întreabă de autorizații, de documente, de tot. Așa? Terenul la fel, titlul de proprietate. De domnul județean. Bun, de domnul județean. Noi am sesizat că de dumnealor, fiind în jurisdicția dumnealor, noi am mai intervenit, dacă vreți să vedeți, noi am mai intervenit de fiecare dată după ploi. În momentul când am fost sesizat că este mânul fie asfalt, am intervenit pe teritoriul comunii noastre, am intervenit și am dat deoparte mânul respectiv. Sesizări sunt, dacă drumul județean. Ei ar trebui să vină, dar până vin ei, noi am mai intervenit cu buldoa nostru pentru de facere. Să cere pe ton la domnul, am zis că nu v-am răspuns. Da, Rivola, cred că e mai bună ideea, uite, nu m-am gândit la chestia asta, e foarte bine, venit în propunerea domnului Bogdan, să facem tub cu fața primării și să salvăm și cu ieșirea în podul din partea cealaltă. Tot e să numai din apa. Deci eu e ecologic. Nu ați zis că ai mai zic, eu n-am auzit. Da, da, sunt, da, și ăla dacă vine, îl trezești cu el în râp aruncat de cineva. Cel puțin de 3 ani, eu n-am auzit de veceau. Așa.
Balatare, cum tu vezi cum am răspuns? Deci eu să mai fac. Ne-ai răspuns, ne-am spus. Eu de lucru strategic. Mai discutăm? Spune din numai ea. Nu, mă refer, nu. Asta vreau să văd. Ne-ai răspuns ca idei. Dar dacă avem orice problemă și orice sesizare, o sunați să spuneți despre ce e vorba. Că nu poate să fie un exact să fie un pic. Da. Mai degrabă așteptăm să vedem cum o rezolvăm aia. Da, la Dombo, da, avem, la Domnul Ruceanu, avem ajutor. E prins acolo, ca să facem, deci facem șansă stânga-dreapta. Exact. Pentru că acolo trebuie din copaci și ea, nu ne putem băga cu bultul, indiferent cât de bunăvoința am avea, să facem curățenie, să putem împâni. Așa? Domnul Agricole, da, domnul Dămoc, da. Domnul Agricole, le avem în vedere, încă o dată spun. În funcție de bani. Trebuie să găsim surse de finanțare. Pentru că la ora asta v-am spus, avem 163.000 cheltuiți prin contracte, nu poate cheltui, contracta. Cu greșe, cu greșe, dar domnule, dar crederul ăla nu merge degeaba, domnul Danca, asta nu înțelege din ea voastră. Nu, nu, 3 ori într-o parte, prin într-o parte și gata. Dar domnule, merge prin sat. Nu prin sat, nu. Ai tot timpul ne-am băgat și eu până la pădure și drumul. În orele alea sau 3-4 ori în plus. Da, dacă au prins, 3-4 ori nu-i de ajuns. Asta dacă ai prins lucrarea asta mare de palastare, poți să te duci 2 ori, 10-5 ori să faci drumurile alea. De la sine înțelegere. Așa se lucrează. Dacă dăm și... Nu suntem, într-adevăr, am demarat ceva, dar nu suntem... Deci, da, doamna, nu ești și nu poți... Știi că eu am încălcat motorină când am vorbit pe drumul. La bagomat vor chești. Eu am avut ideea asta, la începuturi. Am discutat, au venit două bănci, chiar trei au fost garantii, Raiffeisen-ul și... Mai bine. Așa? Problema care este pentru amplasarea unui bagomat, le-a trebuit beneficiari. Deci pentru amplasarea unui bancomat în Comuna Hojești ne-a trebuit beneficiar. Asta însemna să ai un anumit număr de... Vă dați seama numai criticatul la ajutor social să fie. Domnul, eu zic, copetul ar trebui, copetul ar trebui, dacă vreau să vă spun, în cadrul primăriei, singurul care am în salariul picar, sunt eu. Restul n-au niciunul în salariul picar. Deci, fiecare la opțiunii, fiecare la opțiunii, nu putem să-l forțăm, ei așteaptă să aibă beneficiari, deci nu vrem să-l forțăm. Oamenii cu pensie specială trebuie să-l forțăm. Da, mai afară ăștia cu pensie specială. Problema este, dacă ați văzut dumneavoastră, da... Aici vorbim partea serioasă a lucrurilor, dacă ne interesați, da? Spune domnul Gac s-o gândit să investească într-o grădiniță nouă, să facă donații de ceva. Deci, încă o dată, ați văzut la Parinci, au fost bancomat... Vrei facem sau neavând beneficiari, l-au retras. Nu vin, nu investesc băncile de dragul de a pune la Hojești, avem noi... Păi eu ce v-am dus, numai ajutorul sunt 400. Dar nu e obligatoriu să fie acolo. Așa. Inventarierea spațiilor diverse. Da, luăm pe rând, trebuie și astea, știm că trebuie. Deocamdată suntem la rent, semnăm rent și după aia să începem inventarierea spațiilor diverse. Nu poți să le faci toate. Asta am chiar cam uitat să-i merg. Na, prințul, nu mă mai stârnim. V-am invitat la ședință și n-au fost decât 5 consilieri. Domnul, eu mi-am făcut treaba, domnul primar, știți foarte bine. Da, da, dumneavoastră ați fost trimis în 5. Am mers în, peste tot, când am fost interesat, am adunat semnături de la oameni, bun. Am trimis semnături... Dar era de la stabilit, ceea ce era, era ce am discutat, eu mi-am făcut treaba, ca să știți. Chiar o să vă rog să ne prezentați ceea ce s-a hotărât și să vedem și noi. O să găsiți pe internet sau punem în discuții publică 30 de zile, pe site-ul nostru o să-l găsiți, pe termen de 30 de zile. În momentul când nu sunt modificări, vă spun de pe acum, vă să trimitem spre avizare la Prefectura Bacău, pentru că nu putem sta, v-am invitat atunci să ne spunem părerea asupra modificărilor. Sau ce au fost câteva cei prezenți, au făcut câteva modificări, le-am avut în vedere și am făcut chestiile astea. Îmi pare rău, asta este, nu putem tărăgâna, că așa tărăgânăm și cum mai facem. Aici aveți dreptate, trebuia să vină fiecare cu soluția pe care o propus-o. Așa, bun, apoi, ultima problemă, adică nu, penultima, că mai este cu Salfemii. La domnul Dămoc, cu amplasarea secției de votare în cadrul primăriei. Bun, secția a fost amplasată, cred că de acum, din 2013, de când ne-am mutat în primăria noastră, deci vreo 6 ani, tot se desfășoară activitatea secția de votare. Și acolo tot în primărie era. Bun. Deci la școală nu a fost niciodată. La problema pe care a ridicat-o dumneavoastră, ca să eu,
Atât eu, cât și doamna viceprimar, în ziua alegerilor, așa cum am vorbit și la telefon și la celălalt lucru vă spun, noi avem din punct de vedere a organizării alegerilor, noi suntem cei care trebuie să fim aici. Până în ziua alegerilor. Și în ziua alegerilor, ba da. Mă interziceți că în momentul anul când va fi o alegeri locale, mă interziceți să mă introduceți, că-s primar, nici atunci n-am voie. Așa. Sunteți organizatori, bun. Automat. Problema este, ca o glumă să facem, apropo, ați văzut câtă influență am avut asupra oameni, prezența mea în cadrul primăriei Orșe, eu speriată de detalii, încât am luat... Nu, oamenii au luat după ceea ce ai făcut. Da, domnul, de acord, dar nu ce zice domnul Boc? Noi dăm loc prezența mea. Ce dăm loc, domnul dăm loc, prezența mea i-a speriat să o vota poate. Au fost alegeri locale? Da, filanul. Nu, dar au fost alegeri locale astea. Dumneata totul chestia. Nu este o ilegalitate chestia asta. Dar nu este o ilegalitate, cum dumneavoastră vedeți. Dar nu are așa secții de votare. Deci este aici... Dar altul e rău, altul e rău. PNL-ul e greșit. PNL-ul e rău, altul e rău, din avion. PNL-ul e rău. PNL-ul e rău. Doctrina lui Domnul Bogdan e greșit. Nu l-am ieșit așa tare spre oameni. Acum, dacă eu nu vreau să fiu rău, nu ați v-am bătut aici în fața tehnic. Am zis ceva, domnul Claudiu, și stai în fața tehnic. Că ziua legilor trebuie să stai să-i păzești pe alții. Dar de ce să ne păzim? Eu am o vorbă, hotul de hoții zic. Eu n-am avut nicio treabă, n-am păzit pe nimeni, n-am avut treabă cu nimeni. Asta e problema. Dacă vreți chestia asta, păzeți-vă în continuare. Dar ați zis ceva, fii atent. Păi să mai scadă în vot. Situația la zi la drumul județean. Păi nu vă pot spune eu ce fac drumul județean. Da, ceea ce spun eu, se cheamă în audiență. La ordine. Așa. Problema ceea ce știu eu, ni s-a cerut o... Deci, ultima noutate așa, ni s-a cerut o adresă pe care am răspuns, dacă avem domeniul public în care dumnealor să-și amplaseze șantierul. S-a obținut avizul pentru organizarea de șantier. E singura locul noutăți. Altceva ce să vă spun? Când încep, cum încep, n-am, nu pot, nu pot eu să, deci, hârtia am primit-o chiar săptămâna asta, nu? Dacă două direct, la care am răspuns, că le punem la dispoziții domeniul public în care poate să-și organizeze dumnealor șantier. Referitor la Salcâmii, proprii fără soț acolo, o să mai discutăm un pic cu domnul Gabi, proprietarul, de fapt, de drept al Salcâmilor, dacă nu, o să intervenim noi sau... Păi proprietarul. Noi? Păi, din coace de drum? Atunci, acum, domnul președinte, am mai asta rămâne în afară. Nu e aparcherii meu, mă. Doamne, ideea asta când vine cu motocosătoarea, cosește numai marginea asta, că dincolo șanțul și aia e a meu. Sunt proprietarii eu, pe șanțul din fața porții, din lângă drumul județean, șanțul de protecție, plus proprietarii eu. Nu și eu proprietar. În hotărârea Consiliului Local spune așa, domnule, că se intervine cu curățare pentru persoane vârste și bolnavi și nu știu ce faci. Toată ulița asta, eu sunt cel mai sănătos, n-am cerut. Nu rog din domnul Crețu. Dar vine și spun, băi, dar nici nu dai tot. Nu, că aceia ți aparține în matacului, nu? Au apărut să-i nu am drumul județean. Da, păi tenerii, da, mai greu. Să fiești și de Buriana în șansă, la stupă. Așa, nu, înainte de a închide ședința, am adator și eu... Nu mi-ai spus dacă mai faci o adresă la ăștia cu trecuri de testul. Așa cum am vorbit, haideți să lămurim ca să desfacem, că vreau încă o dată, am zis că închidem, dar nu putem închide. Abia acum începe partea frumoasă a lucrurilor. Așa cum am vorbit, am adunat toate cererile pentru împărțirea banilor către culte. Hai să facem un pic de discuții. Eu am să vă spun necesarul și exact cum le-am așezat noi. Deci, necesarul picerului care le-am primit este de 250.000 de lei. Numărul de locuitori, așa cum a solicitat din Uriaș la fiecare parohie, e 4.509. Numărul de, cum să vă spun eu, rezultând,
solicitarea noastră pe banii alocați prin bugetul local, de către dumneavoastră, este de 85.000 de lei. Împărțind eu, aritmetică, am făcut aritmetică și am zis 85.000 de lei împărțit la 4.509, ar veni câte 18, aproape 19 lei, dar am pus 18.5, e enoriaș. Și merge să o băteam. Dacă vreți, vă spun și piparolii, cu anumări și tot. Hai să fim transparenți până la cap. Orice ești catolic, parolia catolică, orice. A solicitat 90.000 de lei. Un număr de 1.453 de noriaș, împărțit de a noastră, la 85 a revenit cu 18 lei, 27.000 de lei alocat. Propunerea. Parohia Ortodoxă Horgești, 50.000 de lei solicitat, 850 de noriaș, 15.500 din calculul pe noriaș alocat. Parohia Pentecostală Sovodor, au solicitat 20.000 de lei, au un număr de 500 de noriași, ar veni o sumă de 9.000 de lei. Recea, parohia Recea, au solicitat 40.000 de lei, au 686 de noriași, 13.000 de lei alocat. Parohia Răcătău Rădești, 30.000, bate să terminăm și voia ne spunem, 30.000 de lei solicitat, 910 enoriași, 17.000 alocați. Batista Teodor, 10.000 solicitați, 60 de enoriași, 1.000 de lei alocați. Și Batista Răcătău, 10.000 solicitați, 50 de enoriași, 1.000 de lei alocați. Plus de asta mai avem, totalizând cele sumele pe care ne-am gândit, cum a spus, pe număr de locuitori, păi nu, galeriul aparține cu direcția. N-am făcut, nu-i fiecare. 83.500. Deci totalizând sumele pe care le-am propus noi, dacă sunteți de acord. Mai avem o cerere pentru ajutor la școala de vară de la Horgești. E vorba de parohia ortodoxă Horgești, în perioada 29 iulie 3 august. Ne-a solicitat suma de 1.500 de lei. Adăugând 83.500, 1.500 la 83.500 propunerea care o zic, m-am venit noi, ajungem la cei 85.000 de lei pe care avem alocat din bugetul local către puncte. Dacă aveți alte propuneri, vă stăm la dispoziție. Vrem să batem în cuie. Din momentul când am ok dumneavoastră, vreau să specific în procesul verbal că să-mi dăm de acord, vom fira banii către parohii. Mi se pare echitabil. Dacă aveți alte modalități. Eu v-am spus, domnul, da. Există un problem. Noi am mai cerut ceva. De ce? Să vină să spună ce fac cu banii ăștia. Domnule, vreau să vă citesc fiecare cereri? Nu, am zis. Eu v-am spus ca sume. De exemplu, cei care au și documente puse la dosar, ca să puteți... N-au documente, domnule. N-au solicitat. Vreau să fac cu tare lucru. Ei, vor veni cu facturi. Bun, ăla e un document, domnule. Dacă Biserica Baptistă, Șeri, dau un exemplu, nu neapărat fii Baptistă, Șeri 30.000 sau 20.000 și vine 1.000 de lei, pentru ce ți-mi dai mie și ești faci cu ea? Domnule, calcul matematic, de acord, pentru ce ți-o mai dai? Înseamnă că eu dai și-o ține acolo, că nu poate cheltuie cu 1.000 de lei, nu cumpără nici un geam. Deci acum dacă nu-i dăm din lot? Și acum își cumpără 10 ori și-o bătrâne acolo, nu-i tot e bun. Da, e bun și ăla. Nu zic eu, dacă nu-i dăm din lot, nu-i asumăm. Nu-i corect. Păi bine, domnul primar, dacă nu ți-ai spus ceva. De când s-a schimbat regula jocului, că nu a fost așa după enoriaș, de ani de zile până așa. Nu dai propunerea dumneavoastră, nu a mea. S-a aprobat în Consiliul Local. Deci propunerea dumneavoastră. Nu știu, nu știu când s-a aprobat. Deci propunerea, băgăm procesul verbal. Cu două ședinții sau trei. Data de vot, când am făcut, din cauza asta n-am venit, luna a fost când aveam enoriașii. Nu, a fost supriu. Păi enoriași ăștia sunt și din cei plecați? Nu, enoriași înscriși, toți. Eu am cerut, normal. Deci pe cereri, am cerut număr de enoriași înscriși în cadrul parohiei. Da, dacă sunt preoții nimic, dar pe cea ce mulți mai merg. Se încadrează la numărul de comună, nu? Dar pe patru ani, în 4.500, am ajuns aproape la numărul de comună. Deci eu în privința de noriași, eu am colaborat cu domnul. 4.500. Nu, domnul, nu ai dumneata în comună. Ca scris acolo, dar la legea sământului,
4.700, dar și cu aia care vin fluctuate, care au domiciliu aici. Care au domiciliu aici. Deci, nu v-au mințit, dacă v-au mințit. Deci, eu am tabelul făcut, am fost din fiecare cerere toate chestia asta. Și am făcut, v-am spus, suma solicitată, număr de memoriar și suma alocată. Dacă aveți altceva, suntem de acord, dăm drumul la bani. Dacă nu, oprim. Ca exemplu, la Recea, 1.000 de... 13.000 și primea câte 15.000 în fiecare an. Nu e mare diferență. Deci, cum trei? Da. Câte la Recea? 900? 686. 1.453. La Ortodox? Nu. La Ortodox. La Recea e cu galerul la un loc. Recea e cu galerul. Domnul secretar. Ai spus adevărul. Domnul secretar, Recea e cu galerul la un loc. Da, domnule, da. Și de la doamna Pânaru până la domnul Gigel. Domnule, ce? N-ați înțeles? Că da, la eu sunt de parie. Da, eu am solicitat încă o dată, personal am sunat preoții, că au fost care au fost inițial, de asta nici luna trecută am luat-o și n-am zis, de data asta n-ați întrebat dumneavoastră și așa. În momentul ăsta am solicitat ca fiecare preot și reprezentant al cultelor să vină să fie în ordine. De exemplu, ar trebui să nu spun de urgențele care sunt. Cum e biserica de la, nu știu, zic, la Cătău, acolo să fac niște lucrări, am înțeles. Da, dar pe toate sunt lucrări, domnul secretar. Am cerere toate aici. Care e mai urgență? Deci se cere casă praznicală nu știu unde. Tot bun. Deocamdată fără casă praznicală se mai poate sta. Dar reparația bisericii nu. Zic eu, după părerea mea. Așa. Dar dacă așa o zis toată lumea, eu nu sunt fiu de acord, o să fiu de acord și la majoritatea hotărăști. Eu, exact. Mie nu mi se pare corect să-i dai 1.000 de lei, câine vine și lui 1.000 de lei. Ori îi dăm ca să facă ceva cu ei, ori nu-i dăm și-l lăsăm pe lană. Asta vine cum se sponsorizează în călzirea. Deci, bine, anul trecut noi am dat din loc, tot în aceea, dacă țineți minti. Nu mi-e obligă să fie călzirea. Sponsorizez cultul, domnule. Cultele religioase pot fi sponsorizate. Dacă îmi dați voi. Eu am fost obiectiv, am dat conform număr de noi și sumii respectiv, dar tot are vine. Dacă mi-am inteles bine și vă deci am trecut n-am dat. Și am spus, da, câți enoriași are de cere centrală termică? Și am venit cu ideea că centrală termică trebuie să punem la școli, să le încălzim școlile cu centrală, că și copiii eloriașului baptist, catolic, ortodox, se duc la școală. El se duce odată pe săptămână la slujbă și n-ar să moară de frică un om urât și până acolo, pentru că duce fiecare zi la școală. Da. Și asta am avut discuția și am zis că ar trebui și cu casa tineretului, că nu a fost. Nu că nu sunt împotrivă, dar trebuie să luăm prioritățile. Acum, dăm așa cum ziceți dumneavoastră, nu am nimic. Dar de acord, da? Nu. Dar trebuie să bulăm un proces verbal, că altfel n-avem cum să dăm drum la bani. Eu nu cred că... Păi tu punem la vot? Sigur, menționam și eu. Da. În teorie, acești bani ar trebui dați pe bază de proiect. La fel cum noi, ca și primărie, facem un proiect și cerem bani pe fonduri europene sau... La fel și... Mai stăm în colună să vizionăm proiecte? Dar nu vreau să-i cer la 1.000 sau cu 3.000 sau cu 3.000. Să înțelegi nuanța, nu cum primarii. Legea nu ne obligă. Și la 3.000 și cu 3.000. Da, domnul, da. Domnul Dăbo, legea nu ne obligă să dăm ceva la culti. Ei ori, putem spune zero, poftim și facem altceva cu banii. Ideea e... Se pune la balastare, apropo, hai să ne de acord în loc de aici. Tot pentru generație. A fost foarte bine gândit și echitabil, să nu mă zirea. Fiecare cât primești și acolo își mai pune și părintele, își mai pune și enoriașul, își face ceva. Nu spune la domn Bordoc, să tu avem bogați, domnule, ce tot nu mai plângi, mă. Poți să mai spune la regea, parohia regea, hai să punem la urmă. Hai să nu vorbim cu intisare, hai să punem la urmă. Hai să punem la urmă, așa și enoriașul. Hai, e cel mai echitabil. Da, nu? Da. Împotriva, abține. Eu nu-s de acord cu părțile. Ea sunteți împotrivă, da? Da. Împotrivă. Bă, nu te-a fost. Nu te-a fost. Da, da. Mai avem? Ce înseamnă abține? Ce sunt împotrivă? Abține, da? Da, nu te-a fost. Ce înseamnă abține? Ce înseamnă abține? Nu știi aici. Nu te-a fost. Vă mulțumim.